Vă salut din nou cu mare drag și mă bucur tare mult să ne aflăm pentru încă o emisiune, ca să zic așa, în această zi, într-o zi de 28 aprilie, în care creștinii ortodoxi își serbează florile, ziua în care Isus a intrat în Ierusalim, ducând la biserică, da, cei creștini duceau la biserică ramuri de salcie pe care preoții le binecuvântau și le binecuvântează încă în ziua de astăzi, dar ceea ce înseamnă renașterea naturii sau biruința vieții împotriva morții. Și acum am să o întreb pe invitata mea, pe Ileana Șimon, ce înseamnă sau ce este, din punctul tău de vedere, moartea? Păi deja suntem în conflict, biruința vieții împotriva morții. Ce înseamnă moartea? Eu cred că înainte de a înțelege ce înseamnă moartea, întrebarea nu e ce este moartea, întrebarea este cine suntem noi. Noi încă nu am înțeles cine suntem noi în legătură cu moartea. Înțelegi? Ce se întâmplă cu ce din noi când murim? Am înțeles corpul fizic, îl lăsăm aici. Ce se întâmplă în continuare? Pentru că noi avem și alte părți ale noastre, nu? Și atunci, dacă tu îmi permiți, eu o să vă povestesc despre cele cinci straturi ale corpului. Ok? Deci cinci straturi le putem numi cinci dimensiuni, pentru că noi ne expandăm cu părțile noastre. Ok? Noi trebuie să înțelegem cum suntem noi constituiți ca și ființe umane. Noi spunem suntem ființe umane. Automat, când noi pronunțăm ființă umană, ne identificăm cu corpul. Ok? E ca și cum ne-am identificat cu corpul. Noi avem partea fizică și partea, hai să zicem, astrală, universul, ceea ce intră în contact cu universul. Și ceea ce mama mă cheamă, acum pot să zic, ea mă mai cheamă încă o dată. Ceea ce aparține părții fizice este corpul fizic. Deci noi avem prima dimensiune, corpul fizic, apoi avem corpul mental și după aceea avem corpul energetic sau pranic. Toate trei dimensiunile, aceste trei dimensiuni sunt fizice. Cele trei corpuri ne leagă de lumea materială, de partea fizică a vieții, da? Corpuri mental și eteric nu sunt atât de dense ca și corpul fizic, nu sunt materie pură, dar și ele aparțin lumii fizice. Okay? Cele trei corpuri, apoi o să vorbim despre celelalte două dimensiuni, cele trei corpuri, repet, fizic, mental și energetic, conțin amprenta karmei. Ceea ce ne ține pe noi, ce ne leagă de corpul fizic, aici, în viață, pe tera, este karma. Karma îi cimentul care ne ține aici, pe tera. Ok? Depinde de structura noastră karmică, cât suntem noi delegați de pământ. Sunt alții care au de făcut deja, o topit din karmă, și care nu sunt atât de denși. Și sunt alții care sunt la început sau pot să fie avut multe vieți, dar să nu fi topit din karma, adică să nu fi învățat lecțiile. Ok? După cele trei straturi, avem al patrulea strat, care este dimensiunea de tranziție către univers. Ok? Și după aceea, deci dimensiunea de tranziție este o dimensiune fizică, dar nu conține, ne leagă de partea fizică, dar nu-i fizică, îi eterică, da? Și ultima dimensiune, care o să o transcendem doar când nu o să ne mai reîncarnăm, avem dimensiunea non-materială, care nu-i materială 100%. Ok. Ultima dimensiune nu are formă, deja se imprimă în univers, intră în contact cu universul, se expandează în univers, ceea ce și noi o să facem la sfârșitul vieților noastre. Deci corpul în care stă sufletul este
putem să-l numim karma noastră. Avem nevoie de corp pentru că noi trebuie să venim aici cu karmele noastre în cârcă. Cu cât topim karmele, cu atât mai mult ne unim cu Universul. Reîncarnările servesc exact la acest lucru. Ne tot întoarcem ca să reducem din densitatea corpurilor, da? Cele trei corpuri. Ok? Deci când cineva moare, se spune că nu mai este, da? Dar corect ar fi să spunem că el nu mai este așa cum noi știam, cum noi îl cunoșteam. Okay? Când ne eliberăm de carme, când topim, cu cât învățăm mai multe lecții, ne eliberăm de carme, cu atâta noi ne eliberăm de procesul vieții, care conține nașterea și moartea. Da? Structura karmică, adică cele trei corpuri, e foarte important pentru că ne țin legați, că noi o să înțelegem ce înseamnă, vorbim despre moarte, în ce sens, da? Deci structura karmică, cele trei corpuri, este cum ar veni ața care ne ține funia, care ne ține împreună în procesul vieții, a nașterii și a morții, da? Deci când se moare, corpul fizic, fiind ceea ce noi am luat împrumut corpul fizic de la pământ, se restituie pământului, corpul nostru este doar pământ, pentru că conține aceleași elemente ca și pământul. Deci se lasă aici. Nimeni niciodată, nu zice, nu a dus nimic cu el în cealaltă Da. lume. Nimeni niciodată nu a reușit să ducă cu el nici măcar un atom. Noi restituim pământului până la ultimul atom. Corpul fizic rămâne, iar cel mental și cel energetic vor continua viața până când o să reușească să termine karma. Unde? În astral. În lumea astrală vor rămâne corpul mental și cel energetic. Ok? Și atunci. Ce fac ei? Ce fac corpurile în astral? Așteaptă o altă reîncarnare, pentru că principalul care îl avem noi, ceea ce trebuie să facem, să topim karma. Ca să găsim un alt corp, structura noastră karmică, ca să găsim un corp mai repede, să ne încarnăm, că ei tot calculează cam la cât timp ne încarnăm. Depinde de cât de greoi suntem noi, de cât de denși suntem noi. Dacă vrem să găsim un corp repede, ar trebui să structura noastră să nu fie intensă, nu? Cu cât suntem mai ușori, cu atât vom găsi un corp mai repede. Ok. Când se moare, și karma intensă, adică corpurile sunt greoaie, mental și energetic, eu văd corpul energetic, ok? Când se moare și deci când se moare în accidente sau sinucidere, corpurile sunt greoaie pentru că de multe ori nici măcar nu au înțeles că au murit, ok? Cei în accidente, morțile fulgerătoare, ei nu-și dau seama. Și ei nu și-au terminat încă de făcut, de topit karma și atunci ei rămân. Deci ei au structura karmică intensă și de aia noi reușim să-i vedem. Cum îi vedem? Ca niște fantome. Deci îi vedem pentru că ei sunt denși. Ok? Deci dacă vrem să facem chiar o probă, chiar acum, nu? Noi ne identificăm cu corpul fizic, suntem disperați că murim sau că a murit cineva. Am spus că moartea, am spus data trecută, că moartea e frica de separare, e atașamentul. Dacă noi ne închidem ochii, acum ne dăm seama că noi nu suntem corpul, pentru că noi percepem mai mult decât percepe corpul cu simțurile sale, cu cele cinci simțuri. Sau dacă. Cum putem să înțelegem mai bine că noi nu suntem corpul? Dacă ne uităm într-un album la amintiri, corpul nostru e diferit. Prima dată ne uităm așa, dacă ne uităm de la începutul vieții. Prima dată suntem bebeluși, după aia suntem copilași, după aia ne uităm la altă poză, suntem deja la școală, după aia suntem mai mari, după aia suntem părinți, după aia și corpul nostru se transformă. Deci noi nu suntem corpul nostru. Deci, mă, o dovadă chiar
palpabilă, că noi nu suntem corpul nostru. Noi, când murim, ne dezbrăcăm de corpul nostru și ne întoarcem în dimensiunea de unde am venit, încoace. Ok? Adică în astral. Și celelalte două corpuri, deci unul energetic, ca idee, da, deci merge în astral. Mentalul și energeticul rămân în astral, merg în astral. Ok? Acolo așteaptă reîncarnarea. Și tu spui, da, un corp intens. Ce înseamnă asta? Ok, excepție Dens, fac cei. dens. Am zis structură intensă, corpurile sunt dense, sunt pline de carne, Adică apăsătoare, greoaie, lucruri urâte pe care le faci. nerezolvate, lecții neînvățate. Noi avem multe vieți la dispoziție ca să putem să ne topim karma. Ni se dau mai multe vieți. Și Depinde de mai noi multe cât de. karme, întreabă Lidia, deci poți avea într-o viață mai multe karme? Bineînțeles că avem mai multe karme. Automat, încarnarea. Nu, nu, nu. Deci încarnarea nu se face după ce se distruge corpul fizic. Noi vom veni cu corpul mental și corpul energetic să închiriem alt corp, pătera. Karmele nu se termină. Deci doar corpul fizic ne servește pentru o viață. Mentalul și energeticul se vor întoarce în alt corp. Deci karme, mai multe karme. Bineînțeles, noi avem karma zilei de naștere. Ziua în care noi ne naștem nu e întâmplătoare. Deci aia din start e o karmă, pentru că noi pământul e ca o închisoare cu 22 de porți. Fiecare e născut într-o zi. Fiecare dintre porțile alea pe care noi am intrat pe pământ reprezintă o karmă. Noi nu ne naștem întâmplător. Totul e perfect, totul e armonie în univers. Noi ne naștem pe poarta, intrăm pe poarta aia când ne naștem, pentru că în cealaltă viață am făcut ceva. Și aici avem greșeala majoră, dar vorbind despre numerologie, greșeala majoră din viața trecută ne va urmări în viața asta. Noi ne alegem tot timpul destinul, misiunea sufletului, diferit de ceea ce am fost. Exact contrariu, ca să putem să topim karma aia. Doar că noi avem în noi, deci mentalul și energeticul, conțin memoria a ceea ce noi am făcut. Și ne ispitește. Uite, de exemplu, cei născuți în 15. Cei născuți în 15, în viața anterioară, au făcut pact cu diavolul. Așa spun direct. În sensul că ei au puteri, deci toți cei care sunt născuți în 15 au în dotare puteri senzoriale. Ei ori au fost magi, ori au fost vrăjitori, ori au fost ceva, aveau daruri. Și și-au folosit puterile, nu în folosul, nu făcând magie albă, să zicem așa, făcut magie neagră. Tocmai magia neagră, când se face, se cere ajutorul unor entități și tu trebuie să dai ceva în schimb. Când unul, am dat exemplu 15, că vin cu niște misiuni să ajute pe ceilalți, nu? Să se purifice, să-i ajute chiar la nivel energetic. Doar că tot timpul vor fi ispitiți, știi? Noi conținem memoria vieții anterioare. Ok? Doar a unei vieți, Ileana, sau a mai multor, sau a A mai doar multor vieți, dar a ne mai multor. naștem cu greșeala majoră din viața Ok, trecută. am Păi înțeles. bineînțeles că da, noi ne naștem atât. Deci noi avem posibilitatea, am putea să ne topim karma din viața asta în viața următoare. Doar că știi ce se întâmplă? Noi ne încărcăm cu altă karmă. Neînțelegând ce se întâmplă când venim aici pe Terra, noi înțelegem eronat lucrurile și ne producem karmă. Ne facem altă karmă, înțelegi? Și atunci, noi, unii dintre noi reușesc, la un moment dat își dau seama ce înseamnă viața aici și ce am venit să facem noi aici și corectează. Dar sunt alții care nu mai corectează niciodată, vin și în loc să-și topească din karme, ei și le Încarcă. încarcă. Înțelegi? Am înțeles. Și astea e cumva, adică noi când vom ajunge să înțelegem, da? Deci să nu ne mai creiem aceste karme.
Păi noi o să ajungem să înțelegem când o să ne trezim spiritual. Și ne vom trezi spiritual în fiecare viață. Ca să ne înțelegem ce facem noi aici, e nevoie să conștientizăm. E nevoie să conștientizăm niște lucruri. Uite, întorcându-ne la moarte, apropo de cum ar trebui să conștientizăm, ar trebui să ne punem niște întrebări, nu? Deci, probele spun că în primele 10 minute după moarte, conștiința nu se pierde. Deci nu-l mai scuturați pe mortul ăla, că el e ca și el e acolo, îi vă vede. Ok. Întrebările care ni se pun ca să înțelegem sensul vieții, nu? Hai să vedem. Să mă culc și cum ar fi să mă culc și să nu mă trezesc? Știi? Una dintre Să ne întrebări. punem noi Automat. întrebările astea la care să ne găsim răspunsul. Da. Oricum ni le punem noi întrebările astea. Doar că ni lene și nu vrem să mai găsim răspunsurile, nu? Tu ai zis cum ne dăm seama de karmele noastre să le putem topi. Automat, când noi ne gândim cum ar fi să mă culc și să nu mă mai trezesc, ceea ce întrebarea asta ne duce la altă întrebare. Cum ar fi să mă trezesc fără să nu mă fi culcat? Deci noi trăim în viața aici și aici mă refer la trezirea spirituală, nu? În momentul în care noi ne trezim în viața asta și înțelegem, adică frica ne ține jos, la vibrație joasă, da? Frica ne împiedică să ne trezim. Și ei au act de cojocul nostru să ne țină în frică. Eu sper că toți, măcar cei care suntem aici și cei care ascultă, au înțeles deja că suntem manipulați prin frică, adică frica e a minții, ei ne manipulează mintea prin frică și noi ne lăsăm manipulați de ei, așa, ne lăsăm să ne manipuleze mintea, da? Dar, v-ați gândit vreodată cine simte ceea ce simte? Cine e conștient de viața asta? Ca să ajungem la karmă, nu? Deci eu stau cu mine, închid ochii și știu că nu sunt corpul meu pentru că eu percep mai mult. Cine e acel ceva care percepe viața, nu? Și vă spun eu, este conștiința. Și atunci, când îți dai seama că ai o conștiință, automat ne punem niște întrebări. Păi și atunci, ce trebuie să fac eu aici? Am un scop aici în viața asta, pe Terra? Și atunci, care este scopul? După aia ne dăm seama că noi suntem băgați până în gât în treaba asta cu karma și începem să ne căutăm și să mergem să căutăm adevărul. Pentru că noi, frica și minciuna, ne țin jos. Cu cât noi uite, de exemplu, eu fac un exemplu în tabere foarte des. Presupunând că noi am venit în viața asta cu un rucsac plin de bolovani, da? Hai să zicem, eu aruncat întâmplător, nimic nu e întâmplător, nici data, nici ziua nașterii. Apropo de karmă, avem și karma lunii în care ne-am născut. Karme sunt multe, ca să răspund la întrebare. Deci dacă cineva, presupunând că ne-a aruncat așa într-un ocean cu rucsacul cu bolovani, cu sacul, cu ce vreți voi, cu remorca, cu bolovani, cu karmă. Când ne trezim spiritual, deci noi prima parte a vieții când suntem încărcați cu karme, cam așa suntem, supraviețuim. Doar supraviețuim ca și cum am vrea deci nu avem un scop. În momentul în care noi, deci doar să trăim, să supraviețuim, că aia nu-i viață. Când am ajuns și am ieșit cu capul sus și am văzut că există mai mult, nouă ni se deschide universul. Când noi înțelegem că e ceva mai mult decât noi, ca și cum am scoate capul afară și am zice, stai, stai, că este mai mult. Eu nu trebuie doar să supraviețuiesc. Eu pot să profit de toată frumusețea planetei, a universului, să profit și să fac ceva. Și atunci vin întrebările, păi stai un pic, păi uite, mai sunt și ceilalți, păi ei ce fac? Păi am de făcut ceva sau până acum? Atâta timp cât noi ne luptăm cu karmele, cumva, ne luptăm pentru că nu înțelegem. Fiecare karmă are o lecție. Se topește karma în momentul în care noi am învățat lecția. Când se prezintă o experiență, de exemplu, în viață sau întâlnim o persoană sau o situație care ne deranjează,
Și eu, noi, având în vedere, noi trebuie să fim tot timpul conștienți că persoanele și situațiile sunt oglinzile noastre. Și ce conține, ce are persoana, ceea ce mă deranjează într-o persoană, eu l-am atras. Pentru că există și în mine. Și foarte ușor să. Deci, acum avem atâta informație, e destul să învățăm mecanismul, ăsta îl învățăm noi în tabere, știi? Să învățăm mecanismul ca să putem să mergem ușor în viață. Ok? Moartea face parte din procesul vieții, da? Când trăim în starea de conștiință, da, mie mi s-a întâmplat să trăiesc starea de conștiință, deci pur și simplu ieși undeva, un punct, nu mai ești, nu ești, nu ai corp, ești un punct undeva, vezi la 360 de grade, vezi tot în jurul tău, eu așa am descris starea aia, de fapt, eu nu eram parte din univers, eu eram Universul însăși, înțelegi? Foarte frumos. Deci, pentru mine, că eu vorbesc acum despre moarte, vorbesc că pentru mine moartea nu face niciun efect, pentru că eu deja am văzut ce se întâmplă dincolo, da? Sau când noi ne simțim singuri, noi suntem în eroare, pentru că noi încă n-am înțeles că noi suntem conștiință, noi suntem totul, da? Noi ar trebui să fim conștienți că suntem aici să evoluăm și evoluția noastră ajută evoluția Universului. Deci noi suntem aici să ne aducem contribuția. Îți dai seama, o persoană trezită spiritual care are ca și punct să-și aducă contribuția la evoluția Universului, a planetei și apoi a Universului, și o persoană, ei nu fac diferența, dar cât de frumoasă îi starea când noi ne dăm seama că noi suntem conștiință. Ok. Da, eu am avut experiențele mele în astral. Eu știu exact ce se face acolo, cât de clar se întâmplă lucrurile și cu cât lejeritate. În sensul că dacă nu există timpul, acolo nu există timpul și spațiu. Noi îl avem aici, avem nevoie de timp. Timpul a fost o minciună care ni s-a implementat nouă. În astral lucrurile se întâmplă instant. Momentul în care controlezi, în primul rând să controlăm visele noastre, cei care pleacă în astral, care se decorporalizează, primul gând ar fi când ei ies, să iasă conștient, după ce să, cum să zic, pregătiți, ei pot să controleze. Și uite așa, nu ajungi să controlezi doar un vis, după aia poți să pleci și conștient să ieși în astral. Acum, nu știu, depinde de fiecare care e modalitatea lui. Unul meditează, altul nu știu cum fac. Nu știu cum se face, pentru că eu ies direct, închid ochii și am plecat în secunda următoare. Nu am nevoie să meditez. De fapt, eu nu meditez niciodată, pentru că, bine, n-am nevoie, pentru că eu am în Da. mine memorate stările, anumite stări. Eu când trăiesc anumite stări, anumite emoții, eu mi le memorez. Eu starea de relaxare a unei meditații, eu am în mine. Am închis ochii, am intrat în starea aia și am plecat. Înțelegi? Câteodată nici nu o mai, mă duc doar prin intenție, plec în astral și nu-i nevoie nici măcar să mă amintesc. Să mă readuc emoția aia. Nu de relaxare, starea de relaxare. Se întâmplă pur și simplu. Dar Da. noi ăștia, să zic așa, care nu avem ceea ce ai tu, puterile astea, să zic. Ce se întâmplă cu noi, mă întreb eu despre mine, când visăm, da? Deci eu când visez, eu sunt în pat, da? Corpul meu, de fapt, este în pat, nemișcat, da? Într-o stare inerentă și eu totuși mă duc undeva într-o altă lume, că ți-am spus și ție de multe ori, deci mi-e greu să explic în cuvinte ceea ce eu văd acolo sau ce visez, că nu e în 3D aici, deci e ceva așa. Și atunci mă întreb cine a fost acolo în visul ăla. S-a dus sufletul meu și a vizitat, dacă acum într-o seară, nu de mult, ai pus o întrebare că fiecare cum a dormit, deci parcă toată noaptea am avut treabă, deci am fost undeva și m-am trezit așa de obosită dimineața că făceam, nu știu ce făceam, că nu mi-am adus aminte, de obicei îmi amintesc visele. Dar mă întreb cine se duce în visul ăla. Da? Dacă eu sunt în pat și dorm în cameră,
Și totuși, cineva se duce și vizitează și vine cu niște informații. Păi am spus cine pleacă. Corpul nostru nici de cum, pentru că noi când visăm, uite, hai să vedem care e legătura dintre vis și realitate, cum percepem noi lucrurile, da? Deci noi când visăm, tot ceea ce visăm se întâmplă în noi. Da? La Și de asta fel, uneori tresărim, ca idee, corpul nostru poate să tresară sau să vorbească. eu nu mă refer la corpul fizic, fată. Deci corpul fizic îl lăsăm. Noi când plecăm în astral, nu plecăm cu corpul fizic. Noi Nu. putem, noi când tresărim, noi ne întoarcem înapoi în corp. Aia se întâmplă când noi tresărim, da? Deci corpul energetic pleacă și corpul mental. Deci noi când visăm, putem să spunem că asta se întâmplă și când murim, da? Deci se întâmplă în noi. Eu când spun noi, eu nu zic corpul. Nici de cum corpul fizic nu am nicio treabă cu corpul fizic. Ne ajută corpul fizic, e carcasa, e casa unde stă corpul energetic, creierul unde stă corpul mental și așa mai departe. Noi suntem și altceva decât corpul fizic. Deci, hai să vezi, de exemplu, realitatea noastră, cum creăm noi realitatea, da? Deci, dacă noi când visăm se întâmplă, noi suntem un microcosmos într-un macrocosmos. Noi ar trebui să nu facem altceva decât să observăm. Decât să observăm, lucrurile se întâmplă oricum. Înțelegi? Și atunci, când noi facem acțiuni, când suntem în realitate, nu? Deci noi suntem, nu dormim, da? Îmbrățișăm pe cineva sau zâmbim, tot în interiorul nostru simțim lucrurile astea. Noi, ca să manifestăm realitatea noastră, acum e un pic greoi, ca să manifestăm realitatea noastră în exterior, vizibil, noi manifestăm prin canalele senzoriale, prin care creierul nostru reacționează, ok? Prin senzorii noștri, creierul se confruntă cu lumea exterioară, cea pe care noi am creat-o. Uite cum noi creiem, ok? Ceea ce vedem noi în exterior, vine interpretat de creierul nostru în funcție de experiențele noastre din trecut, știi? Adică interpretat de programul nostru, de propriul nostru program mental, care cum manifestăm noi realitatea, nu? Se întâmplă senzația și creierul nostru o traduce printr-o imagine în exterior, ok? Deci, am putea să spunem că realitatea externă nu există. În funcție, noi suntem observatori. Dacă noi suntem prezenți, dacă suntem în prezent, noi putem modifica realitatea. Înțelegi? Deci, presupunând și așa și lui, că realitatea noastră nu există, noi putem să o creem. Asta învățăm la al doilea nivel, noi, în tabere, care sunt condițiile pe care noi trebuie să le respectăm ca să putem să devenim co-creatori. Noi putem să creăm realitatea noastră. Știu că sună cumva când spun că realitatea nu există, dar totuși noi o creăm. Realitatea noastră, cu cât suntem mai rămânem în starea de observație, cu atâta putem să o modificăm. Deci am repetat, da, foarte interesant. Fiecare dintre noi se conectează diferit, nu? Avem niște idei care ni s-au spus, da? Frunzele copacilor sunt albastre. Plecând de acolo, pentru toți frunzele copacilor sunt albastre, de aia spun despre manipulare, da? Noi ni s-au spus, creierul nostru a perceput, informația asta vibrează, de ce să nu fie albastre, de ce să fie verzi, știi? Frunzele, ok? Unicitatea stă în faptul că noi avem moduri diferite de a citi exteriorul. Fiecare, tu îl vezi, adică eu mă uit la o emisiune cu tine, la aceeași emisiune, tu înțelegi cumva, tu o percepi cumva, eu percep altcumva, nu? Creierul, și atunci, să ne întoarcem la moarte, nu? Creierul se întreabă continuu ce avem în afară ca să poată manifesta. Și atunci creierul se întreabă și ce avem
în fața, în afara vieții, nu doar în afară, în realitatea noastră, afară din casă sau în afară, în exteriorul nostru, ci se află și în afara vieții, nu? Și atunci, care e necunoscutul din toată schema asta? E moartea. Și atunci, din nou, ne întrebăm ce anume există după moarte. Ok? Deci, noi am fost mințiți. Noi am fost mințiți foarte mult să ne simțim vinovați, ca să ne simțim vinovați. Cum, Tot timpul scuze, noi ar trebui să da. cum percepem noi vinovăția, să ne spui după ce răspunzi? Nouă ni s-a spus că noi suntem făcuți greșit, că noi conținem în interiorul nostru lucruri greșite, exact ca să ne împiedice să aflăm cine suntem noi, nu? Și atunci, de aia întrebare de bază, eu tot timpul insist cine suntem noi, cine suntem noi din punct de vedere din ăla, cine suntem noi din punct de vedere energetic, cine suntem noi din punct de vedere spiritual, nu? Fiecare are percepția lui în funcție de educația pe care o are, nu? Și ceea ce facem, încercăm adevărul unul singur. Adevărul conține adevărurile tuturor împreună, dar adevărul care ne conduce către sufletul nostru, unde avem toată informația memorată, îi calea, adevărul și viața, e Iisus, cumva. Deci adevărul avem în inima noastră, cu toate că ne-am manipulat, când am înțeles că am fost manipulați, automat ieșim din minte. Da, ei ne-au învățat de mici să ne simțim vinovați, nu? Vin eu acum și vă spun, nu e adevărat, noi nu suntem vinovați de nimic. Cum sună? Foarte bine. Încerc să vă explic de ce totul se reduce la percepția noastră, nu? Și atunci să vedem, vorbim despre vinovăție în alt fel. Cele trei stări de conștiință, da? Că ni s-a spus foarte clar și peste tot, nu vă spun unde, că voi știți, că există iadul, purgatoriu și raiul, nu? Și atunci, ce este iadul din punct de vedere al adevărului, hai să-i spunem așa, sau spiritual, sau cum vrem noi, sau emoțional, sau psihologic. Ce e iadul? Starea de iad, adică starea de conștiință, iad, noi le trăim toate stările aici pe pământ, da? Starea de conștiință, iad, e atunci când noi credem că ceilalți sunt vinovați. Dai seama când ceilalți sunt vinovați și tu ești curat, ăia vor să te atace, deși tu trăiești noi trăim în autoapărare pentru că ceilalți vin să ne atace, pentru că ei fac tot, noi suntem mai acurați. Starea de vinovăție văzută din punctul de vedere, vinovăția e a tuturor acelorlalți. În momentul în care noi facem un pas, da, e cam micuț pasul, starea de purgatoriu, atunci noi înțelegem, ne dăm seama. Adică nu e un adevăr, dar am făcut un pas. Persoanele care trăiesc în stare de purgatoriu cred că ele sunt vinovate. Și îți dai seama că nu s-a schimbat mare lucru de la crede că alții sunt vinovați sau că tu ți-asumi toată responsabilitatea pentru toate greșelile, tu ți-asumi vinovăția. Cam îți dai seama la chakra inimii care nu se mai deschide niciodată. Ok? Deci asta e starea purgatoriu. Vina e a mea. Ca să ajungem să trăim starea de conștiință, raiul, atunci noi înțelegem că vina nu e niciodată a nimănui. Vina, toate lucrurile care se întâmplă, se întâmplă cu un scop. Și atunci nu există vinovați. Dar acum depinde, cum spuneam, de percepția fiecăruia, fiecare în ce stare trăiește sau vrea să trăiască. Pentru că în momentul în care eu am pronunțat lucrurile astea și tu știi că dai vina pe alții, tu să știi că în momentul ăla tu ești în starea de iad. Tu când îți asumi vina pentru ceva, să știi că ești în starea de purgatoriu, care e tot lângă ei ca și iadul, doar că ai schimbat macazul cât de cât tu. Noi trebuie să ajungem să înțelegem că universul, eu tot repet, e armonie, perfecțiune, echilibru.
Și că absolut orice se întâmplă, se întâmplă cu un scop. Și vezi, noi ne apar oglinzile în viața noastră și ni se pare că ni s-a întâmplat ceva, că cineva e vinovat, că ne atacă. Nu. Lucrurile sunt exact așa cum trebuie să fie. Noi suntem toți exact în locul în care trebuie să fim, spre binele nostru suprem. Universul îi echilibru. Mintea noastră manipulată vrea să creadă altceva, dar doar cei care încă mai trăiesc în minte și nu au aliniat mintea cu sufletul pot să mai cadă în capcanele manipulărilor. Și repet, păterea nu există, trei variante. Avem varianta 1 și varianta 2. Manipulezi sau ești manipulat? Ok? Atenție la definiția manipulare. Că poate să fie foarte subtilă. Ni s-a spus să nu manipulăm pentru că manipulatorii sunt și manipulatori de clasă, da? Pentru că e rău, că e urât, că e un defect, că nu știu ce. Noi avem nevoie să manipulăm ca să ne atingem scopurile. Nu ca să deranjăm pe ceilalți, nu în defavoarea celorlalți, dar ca să ne atingem scopurile și ca să creștem în toate punctele mental, emoțional, spiritual, avem nevoie să manipulăm. Ca să ne cerem dreptul nostru. Ceea ce ni s-a spus că e o eroare. Și eu vă zic, nu faceți rău nimănui, dar atingeți-vă scopurile. Nimeni nu o să vină. Nu există varianta de întâlnire între cele două. Nu există. Dacă o să o găsiți, să-mi o spuneți și mie. Pentru că nu există. Aici suntem duali, în 3D. Dualitate. Da sau nu? Negru sau alb? Întuneric sau lumină? Bine sau rău, manipulez sau sunt manipulat, sunt toate legate între ele. Da. Deci, cum s-ar spune, în concluzie, moartea asta, moartea, preocuparea. Noi suntem preocupați de moarte, exact pentru că nu am înțeles cine suntem noi. Eu vă spun că a venit momentul și avem toate piesele puzzle-ului, avem toate instrumentele. Dacă trăim un pic, să trăim în prezent și să analizăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru și răspunsurile și ceea ce noi manifestăm în exterior, la urma urmei, că noi manifestăm ceea ce avem în interior, noi avem toate instrumentele necesare în care să înțelegem că noi suntem conștiință. Cum facem? Ce-i de făcut ca să primul pas? Rămân observator. Noi știm oare ce înseamnă a privi, care e diferența dintre a privi și a observa? Păi eu când privesc ca vodă prin lobodă, mă duc 10 ani, trec pe lângă livada ta, Nadia, și eu nu văd că tu ți-ai pus o tufă de trandafiri. Dar când eu merg, pur și simplu, mă duc pe drumul meu, văd, fac același lucru, rămân în starea aia. Când eu decid, uite, astăzi mă duc, sunt observator. Eu observ absolut tot în jurul meu. Eu o să-ți observ după 10 ani tufa de trandafiri și tu o să zici de acum, de acolo a fost tot timpul. Pur și simplu, în modul ăsta se întâmplă lucrurile. Atât de grosolan, atât de mare diferența între a privi și a observa. Și când noi observăm, cum spuneam, noi putem să ne creăm realitatea în prezent. Ce rol are, să zic eu, ego aici? Ego ăsta, foarte multă lume discută. Ego în sus, ego în jos. E bun, nu e bun, e sănătos, nu e sănătos, ne renunțăm la el. Nu. Ce rol are? Deci, trecând de la încheiind subiectul cu moartea fizică, da? Care întrebarea nu-i bună, ce este moartea? În concluzie, vreau să Așa. concluzionez, ca să trecem la moartea interioară, și să vedem ce înseamnă moartea interioară. Deci, moartea fizică e un lucru. Și am înțeles că frica ne duce acolo pentru că am fost împiedicați să aflăm cine suntem noi. Ni s-a spus, ei ne-au spus cine suntem, deci suntem în eroare atunci când noi întrebăm ce este moartea. Sau ne lipsește informație, sau avem informație greșită. Deci nu ar trebui să ne fie frică, pentru că noi suntem corpul fizic. Când vorbim despre moartea interioară, moartea interioară servește autovindecării. Deci, vreau să spun,
Nu există vindecare. Eu când vorbesc despre autovindecare, vorbesc la nivel energetic, nici de cum la nivel de chirurgie, da? Doctorii, din punctul meu de vedere, care ar trebui să existe, ar trebui să fie doar chirurgii care ți s-a întâmplat ceva, adică ți s-a întâmplat în sensul că tu ai atras un eveniment prin care tu te-ai rănit, pentru că ți se spune, uite, gata, că ai greșit acolo, noi atragem evenimentele, da? Te duci și te coase și te operează. În rest, vorbim despre autovindecare, nu? Că se tratează și că ne dau tablete și că au inventat toată industria asta farmaceutică, trăiește pe picior mare și că ne manipulează și că ne pune nu știu ce în tablete și noi credem că e altceva și că ei fac bani de pe spatele nostru și ne controlează prin frică și ne-au coborât colesterolul și glicemia și toate. Asta e problema lor. Noi, ca să putem să înțelegem ce înseamnă autovindecare, noi trebuie să înțelegem ce înseamnă să murim. Deci, manipulările și informațiile greșite care ni s-au spus despre noi, asta e moarte interioară. Să înfrunt condiționările mentale pe care eu le am în interiorul nostru, care, adică eu am acceptat ceea ce mi s-a spus, da? Am acceptat niște erori. Asta înseamnă, dacă tu vrei nou să intre nou în viața ta, să faci pași către conștiință, deci tu introduci nou, automat tu trebuie să lași loc, să faci loc. Cum faci loc? Elimin vechiul. Și nouă, ni greu să eliminăm vechiul, noi de cele mai multe ori nici nu știm care sunt condiționările mentale pe care noi trebuie, la care trebuie să renunțăm, pentru că noi ne-am identificat deja cu ele. Și automat nu le vedem. Nu le, noi suntem acele lucruri și avem nevoie din exterior să vină cineva să ne ajute. Eu spun terapeutul, da? Care nu te tratează, te duce, deschide drumul către autovindecare, nu? Cum se Acel produce autovindecare? terapeut, Ileana, pentru că așa cum am auzit multe discuții, acel terapeut care este deja autovindecat, pentru că foarte mulți terapeuți devin terapeuți ca să ajute la vindecarea altor persoane, spun greșit, și ei încă nu Nu, sunt ei bine. Cum e și cu eu să terapeuții spun un așa, da? singur Sunt. lucru ție. Noi facem, spun așa, radical, ca să înțelegem toți. Noi facem experiența vieții în dualitate, în separare, ca să înțelegem. Conștiința face experiența separării. Noi suntem conștiință. De ce facem experiența separării? Pentru că avem nevoie să înțelegem că noi suntem un tot. Am citit în comun. Noi suntem un tot. Noi suntem totul. Noi suntem conștiința. Cum să înțelegi că tu ești conștiință dacă tu n-ai făcut experiența separării? Și atunci îți spun, cum pot eu să pretind, eu nu pretind că sunt vindecată, pentru că eu nu pretind că am adevărul absolut, pentru că eu nu pretind că există adevărul absolut. Ce înseamnă, acum eu nu o să te întreb înapoi să-ți întorc întrebarea, ce înseamnă să fii vindecat? Ce înseamnă când ești vindecat? Păi tu nu mai ai karme. Când tu nu mai ai karme, tu te disipezi cu celelalte două corpuri care se disipează pur și simplu, se amestecă cu Universul. Tu devii conștiință. Atâta timp când noi suntem aici pe Terra, noi nu suntem vindecați. Și eu Total. nu știu care. Poate nici măcar 1%. Poate că eu am omorât pe cineva în viața trecută, 100 de oameni, și am venit să-i învăț să-i vindec în viața asta. Înțelegi? Un rol a unui 13, unul născut în 13, asta nu înseamnă că eu sunt vindecată. Eu am venit să-mi fac o misiune. Eu am instrumentele în mine, conțin ce necesarul ca să pot să-i ajut pe ceilalți. Nu e adevărat. Deci spun, e o minciună faptul că terapeutul trebuie să fie vindecat. O minciună, o foarte mare minciună. Eu sper că nu există terapeuți care să pretindă că ei sunt vindecați. Și când vorbim despre autovindecare, vorbim mentală,
Adică mentalul, eu am înțeles tot, nimeni nu mă mai manipulează. Înțelegi? Eu am înțeles tot. Eu sunt un pas înaintea celor care manipulează, dar eu sunt un pas înaintea celor care conduc lumea, pentru că ea manipulează. Nu putem să pretindem noi că am fi, că dacă am fi cu un pas, dacă am fi vindecați mental, am fi deasupra lor. Înțelegi? Nu am fi aici să facem pe terapeutul. Deci, autovindecare mentală, emoțională. Păi când eu m-am vindecat emoțional, păi mie nu mi se mai prezintă oglinzi. Dar oare eu, ca și terapeut, nu am nevoie să mă apară o persoană care are o problemă ca să mă uit eu în oglindă? Nu? Emoțional. Nu? Și atunci, un terapeut îi terapeut pe atâta timp cât încă mai are de să vindecat. Ăsta e terapeutul. Se vindecă împreună cu cei pe care îi duce către autovindecare. Terapeutul nu vindecă niciodată pe nimeni. Le deschide strada spre conștientizare. Ce înseamnă conștientizare? Ce înseamnă observator? Nu? Deci, ce înseamnă o terapie de autovindecare? Ce înseamnă ceea ce fac eu? Nu știu cum fac alții, că nu știu cum fac alții, dar având în vedere că eu pot să văd în afara, eu pot să văd în astral, pot să văd, deci noi, corpul nostru energetic are depozitat el, are depozitat forma gândurilor noastre. Emoțiile noastre au formă. Noi câteodată atâta energie dăm unei emoții până devine vie. Suntem noi cei care ne creăm paraziți și larve, pentru că ne ducem pe ceva greșit, pe o neiertare sau pe o învinovățire sau pe nu știu, pe toate emoții din astea de vibrație joasă. Dacă noi ne-am dus 10 ani și n-am iertat persoana aia, păi fii sigur că ai o larvă, că emoția ta o prinzi viață, pentru că tu i-ai dat viață. Știi ce se întâmplă? Larva aia, după ce i-ai dat viață, vine și își cere energie și vezi că te îmbolnăvești la, hai să zicem, la ficat. Pentru că tu ai fost furios toată viața pe cineva, de unde ții? Tu dai energie de acolo. Cui dai? Unei larve. Înțelegi? Cum ne autosabotăm noi fără să știm ce ni se întâmplă? Ok. Deci metoda de autovindecare constă cea concretă, cea adevărată, cea pe care toți ar trebui să o practice. Sunt cei care pot să o practice, fiecare la nivelul lui își face autovindecarea celorlalți, îi ajută în felul lor. Cei care vin la mine rezonează cu mine. E deja stabilit că noi trebuie să ne întâlnim în viața asta, că eu trebuie să-l ajut. O ajuns la punctul la care rezonează cu mine. Ceilalți, cum să zici, persoane, pacienți, rezonează la nivelul lor cu anumiți terapeuți. Deci, mie îmi vin persoane și zic, mi-am făcut, că încep iară, mi-am făcut inițiere Reiki și nu simt nimic. Am avut o fată chiar ieri, vorbeam, era foarte supărată, că eu am povestit în emisiune despre Reiki, despre energia care intră, care ne creează, care așa, și ea spunea, eu am făcut, mie mi s-a făcut într-o singură zi inițierea de primul, al doilea și al treilea grad, mi s-a făcut și n-am simțit nimic. Și asistenta celui care i-a făcut, i-a dat simbolurile. Îți dai seama ce eroare? Și atunci mă întreabă pe mine, de ce? Eu nu pot să mă duc peste un maestru care a făcut, o procedat așa. Ea, în momentul ăla, o rezonat cu persoana aia. Ea, acum, trebuie că e precis că Liana, să te salut, precis, ea trebuie să înțeleagă că în momentul ăla ea au rezonat acolo. Ea era ca și el, s-au atras. Fiecare are maestrul lui, mentorul lui. După aia se schimbă, da? Cu cât creștem în vibrație, cu atâta ne găsim persoane ca și noi, care au învățat mai mult decât noi, au ajuns la un nivel mai elevat de vibrație, nu? Și atunci, revenind la tehnica de ce face terapeutul? Ce fac eu, de exemplu? Eu identific memoriile care au creat deranjul, hai să nu zicem dezarmonie, pentru că nu există dezarmonie. Dacă ar fi dezarmonie într-un corp uman, omul ar fi mort.
sau dacă ar fi dezarmonie în univers, pe planetă, de exemplu, planeta n-ar mai exista, ar fi explodat de mult. Și atunci, dezarmonia asta poate să fie armonia, nu? E tot armonie, mai puțină sau mai multă. Da? Liana, te salut. Când o să înțelegi, Liana, lucrurile astea, putem să vorbim, dar ieri nu era momentul să vorbim pentru că tu n-ai înțeles lucrurile astea. Există mai mult decât atâta. Și atunci, eu identific memoria, emoția, da? Memoria care mi-a creat, care mi-a deranjat corpul și să merge pe chakre, ok? Ce face persoana ca să-și producă autovindecarea? Eu îi prezint informația, persoana nu vede ce văd eu, Da. și sufletul recunoaște memoria. Deci asta e. Când sufletul recunoaște memoria, se produce conștientizarea, memoria nu mai are de ce să existe, și se dă reversibilitate, dacă e boală sau dacă e un proces de ceva sau condiționare mentală. Chiar astăzi am fost întrebată de o persoană la care am făcut tratament ce înseamnă conștientizarea concret. Pentru că au zis, eu nu mă amintesc nimic. Și conștientizare, noi ne gândim la minte, dar nu-i minte. Eu nu mă amintesc evenimente, dar am niște stări, am niște senzații. Și am zis, da, conștientizarea e atunci când sufletul recunoaște memoria, memoria care o deranjat. În momentul în care sufletul o recunoscut, pleacă, memoria pleacă, se disipează. E foarte simplu. Modalitatea e foarte simplă. Pentru cei care, eu sper că cât de mulți practică și au înțeles lucrul ăsta. Și atunci, eu de ce trebuie să fiu vindecată ca să... Eu dacă aș fi vindecată, eu nu ți-aș vedea memoria ta, n-aș mai vedea forma emoției tale pe un organ. Eu nu zic că sunt bolnavă, dar încă mai avem, mai avem. Și eu mă bucur. Eu mă bucur să mă înțeleg pe mine prin ceilalți. Sper că nu există terapeuți care pretind că sunt vindecați. Că atunci tare i-aș întreba. Două, trei întrebări. Hai să răspundem la o întrebare care avem aici, da, în chat. De ce mor copilașii mici de doar câteva luni? Ei sau noi, cei ce rămânem, avem de învățat ceva? Deci, unul dintre motivele pentru care copiii mor mici, noi trăim acum perioada asta de tranziție de la 3D la 5D, ok? Sunt foarte multe suflete care au nevoie să facă experiența. Am trăit în momentul în care se făcea tranziția. Sunt suflete, pur și simplu, ale copilașilor, suflete ale copilașilor, că e doar corpul mic, sufletul poate să fie înalt dacă a venit să-și facă experiența asta, care are nevoie doar să-i fie memorată ca și experiență. Am trăit în timpul când se făcea trecerea de la 3D la 5D. Sunt foarte multe cazuri de copilași care mor și mor pentru cauza asta. Altceva, sunt un alt motiv, da? Dar nu că neapărat mor. Apropo de copii, de copilașii noștri, eu am experiențele directe cu copilașii. Copiii se nasc cu o vibrație foarte, cei care se nasc, au vibrația foarte înaltă. Și ei, prin simpla lor prezență, pătera, ei ridică vibrația planetei și a celorlalți, automat, și a noastră, și noi ne trezim spiritual stând în jurul unui copilaș, pentru că vibrația ne influențează. El e curat, el e bucuros, el e bucurie, el e puritate, el vibrează lucrurile alea și ne automat și noi vibrăm ca și el. Ne ajută prin prezența lor. Și atunci, copilașii ăștia, apropo de boli, acum vorbesc, nu despre moarte, copilașii ăștia sunt interferați. Pentru că sunt entitățile de vibrație joasă care nu vor ca noi să creștem, să ne ridicăm vibrația planetei, pentru că ei se hrănesc cu vibrație joasă. Și atunci, ce fac? Ne împiedică să ajungem la vibrație înaltă. De aia, uite, când vrei să faci un pas
mare, să zicem, către în viață, către viața spirituală, nu? Când te pregătești să faci, să zici, un pas important, cum ar fi o inițiere, da? O inițiere adevărată, automat ai piedici. Ori visezi, ori vezi ceva, ori auzi ceva, te împiedică să te face coboară în vibrație ca tu să nu mai rezonezi cu inițierea. Ok, nu vreau să spun mai mult. Deci se intervine tot timpul, știi? Și atunci, apropo de copilașii, încă de mici, de la naștere, mă refer la copiii care au epilepsie, da? Eu am fost contactată de mai mulți părinți care aveau copii epilepsie, diferite tipuri de Rett, West, sunt diferite tipuri de epilepsie la copiii mici. Absolut toți erau interferați. Înțelegi? Și atunci, mamele care au copii mici, să elibereze, să găsească calea să elibereze, ca să poată să-și facă misiunea. Oricum, când se eliberează, alegerea îi a sufletului, sufletul îți vine entitatea și zice: tu n-ai făcut experiența să fii interferat, vrei să o faci acum? Sufletul face experiențe, nu judecă ca și noi, vai de mine ce experiență îi face, cine știe cum a fi. Face pur și simplu experiența aia. Și atunci, doar că entitățile sunt foarte grosolane și ne șantajează și e foarte greu să se elibereze. De aia când se face un tratament la oricine, prima dată se întreabă dacă vrea tratamentul. Dacă găsim acum vorbesc despre experiențele mele, despre tratamente, când găsim un copil interferat sau o persoană interferată, se întreabă sufletul: ai terminat de făcut experiența? Nu se merge, hai, entitățile sunt negative, noi suntem pozitivi. Nu e adevărat. De unde știu eu că am văzut entitatea? Exact, pentru că eu în altă viață am fost o entitate. Înțelegi? E oglindă. Atunci, cei care se separă, inclusiv de rău, mai bine ar face mai bine să întrebe de ce văd entitățile rele. Pentru că și ele își fac treaba lor. Cum noi mâncăm animale, și ele mănâncă energia noastră, ne sugă energia noastră. Și spuneam că tot timpul se întreabă sufletul: ai terminat de făcut experiența? Înțelegi? Totul e perfect, ce să zic, totul e în armonie. Noi, cei care am decis să ne aducem contribuția, noi avem instrumentele, necesare și ni se permite să facem, mai ales că noi întrebăm, cerem tot timpul permisiunea, nu încălcăm niciodată liberul arbitru. Da. Te mai iau următoarea întrebare, da? Ca să nu ne distragă atenția, așa. Deci, Ana spune că a început de 2 săptămâni să facă o terapie pentru spate la durerile lombare. Acest centru unde fac terapia este școala unde am învățat în clasele 1-8. Am conștientizat multe blocaje emoționale referitor la mama și tata. Văd și simt că sunt multe aspecte care ies la suprafață, însă durerile încă persistă. Pentru că orice durere avem, are o cauză. Ea o conștientizat în mare, da. La a doua ceacră despre care vorbim, avem relația cu mama. A treia ceacră, relația cu tata, autostima, lipsa de iubire de sine, relația cu tata. Și atunci, nu poți, Ana. Poți, tu ești pe fir, te duci acolo, tu încerci să faci singură lucru, dar eu spun că te învârți în cerc undeva, pentru că ceea ce ți se întâmplă ție, durerea ta, are o singură cauză, una, care e legată de toate, bineînțeles, ramifică și automat, îți amintești și de atunci și de atunci și nu știu dacă clasele 1-8. Nu, atunci trebuia tu să înveți să fii femeie, feminitate și duce la dureri lombare, duce și clarifică cu mama. Analizează relația și clarifică. Da, te învârți în cerc pentru că noi credem că putem singuri. Dar cauza ta, cauza pentru care te doare, tu deja te-ai identificat cu cauza aia, ai crezut că e așa. Și atunci ai nevoie să vină, nu știu, mai caută tu.
Dacă tu cauți de mult și te învârți în cerc, să știi că acolo e feminitatea, vorbim despre feminitate. Ori am fost jignite, ori n-am știut să fim femei, ori am fost refuzate, ori ne-am refuzat noi feminitatea. Și uite-te în viața ta, uite, îți dau doar un exemplu. Știi să primești cadouri? Femeile primesc cadouri. Primești flori de la în jurul tău, primești, îți vine un bărbat cu o floare din când în când, chiar care nu-l cunoști atât de bine, pur și simplu simte că tu ești femeie și simte energia feminină. Femeia care primește flori, aia de la un bărbat sau ca un gest. Ai confirmat, sunt femeie, înțelegi? Sau sunt noi când primim cadouri, nu știm să le primim. Femeia primește cadouri, pentru că trebuie, femeia. Da. Înseamnă florile sunt direct legate de. Pentru că o floare nu ți-o dă, o floare ți-o dă un bărbat. Când un bărbat îți dă o floare, o recunoscut feminitatea din tine. Înțelegi? Și când vorbim despre a doua chakră, acolo de obicei avem, Ana, scriem să dezbatem problema. Poate că mergem în profundul ei din două vorbe. Ți-s datoare că mi-ai făcut un cadou în tabără. Ana a venit special în tabără la Șinca și mi-a adus un cadou și pe care îl folosesc în fiecare zi. Ok? Scrie Ana în privat și să vedem. Mergem pe fir într-o zi, să vedem dacă reușim să-i găsim cauza așa. Bun. Da. Deci, Eliana, oare am terminat cu autovindecarea? Cum o percepem noi, de exemplu, sau tu cum percepi asta, autovindecarea la nivel energetic? Am explicat exact care e procesul autovindecării la nivel energetic. Pentru că, deci am spus așa, autovindecare mentală, emoțional, spiritual și fizic. Și atunci, spun la nivel energetic, pentru că dacă noi suntem vindecați mental, emoțional și spiritual, automat suntem vindecați fizic. Pentru că noi avem cauzele, cauzele deranjării, nu cum să-i spun, că nu e boală. Boala deja când se manifestă boala în corpul fizic, te atenționează grav, ai zis, gata, ai, deja ai buctat-o, știi, deja te-ai dus prea departe, ai dat prea multă energie, uite, ți se manifestă în boala în corpul fizic, e manifestarea faptului că tu, că noi am dat, nu zic că tu, că noi am dat energie prea multă unei emoții. Toate cauzele bolilor sunt emoționale. Gândurile noastre sunt vibrație, vibrează, emoțiile noastre vibrează. Vibrația corpului nostru o dau emoțiile noastre. Înțelegi? Și aura noastră, culoarea aurei, culoarea emoțiilor noastre, vibrația emoțiilor. Înțelegi? Și atunci eu zic vibrare la nivel energetic, pentru că noi suntem energie. Pentru că am văzut că noi suntem energie. Și eu sper că toată lumea să înțeleagă, să se detașeze de corpul ăsta fizic. Pentru că noi suntem altceva, suntem mult mai mult decât atâta. Da, de-aia vorbesc despre vindecare energetică. Nu este alt tip de vindecare. Bun. Și moartea interioară am lămurit-o iar, da? Că Da, există trebuie moarte să lăsăm. fizică Da? Și și moartea atât. interioară. Și moartea interioară. Eu iar m-aș duce numai un pic la moartea asta fizică, pentru că ți-am spus, amândoi părinții mei au plecat și există, adică există ce am trăit eu cu mama și cu tata. Ca ei sau noi, da? Noi când plecăm să știm deja din timp că vom pleca, că ne pregătim, mama cu mult timp înainte de la Maramureș, da? Ea deja și-a pregătit să tot fie câteva luni bune, da? Știi tu, la noi se dă niște traiste, da? La persoanele, la femeile care vin. Și și-a pregătit. Cum a știut ea să se pregătească? Sau, mă rog, experiența care am avut-o eu cu ea în spital la terapia intensivă, adică ea înainte cam cu o săptămână, da, să plece, da, dincolo, ea a văzut ceva și a putut să-mi spună ceea ce, na, eu nu puteam să văd, dar totuși am crezut-o. Deci ea a văzut niște lucruri, niște, mă rog, ceață, fum și, deci noi putem
putem să percepem lucrurile astea, să ne dăm seama, Noi da? percepem, mai mult decât atâta că noi percepem. Noi am hotărât deja când am venit Corect. aici, noi am și hotărât și cum vom muri și când vom muri. Sunt cazurile de excepție în care noi putem să schimbăm soarta, să intervenim. De exemplu, sunt maestri care pot să aleagă, care ei n-ar trebui să moară de o tumoare. Dar sunt maestri care au ajuns la punctul și sunt nume importante, care au ajuns la punctul de a înțelege exact ce se întâmplă și câtă karmă mai au de topit acolo, de dizolvat. Și atunci ei aleg să moară printr-o tumoare. Pur și simplu își materializează dorința, mor prin tumoare ca să pot să-mi curăț restul de karmă. Bine, aia se face conștient la ei, dar noi, maestri, mari maestri care iluminați în sensul nu chiar ca și Isus, sunt maestri care trăiesc și pătera, ei pot să-și schimbe, deci să spunem așa. Noi avem deja totul decis. Noi avem memorat în noi, în celulele noastre, când vom muri. Doar se manifestă. Se manifestă în exterior. Înțelegi? Noi trebuie să facem, noi ca să putem să ieșim din Matrix, ce se întâmplă? Noi când murim, nu? Mergem în astral, da? Ce e astralul în cazul ăsta? Noi mergem în astral, așteptăm, reîncarnăm. Ce e astralul? În ce condiții noi ne reîncarnăm? Cine decide cum ne încarnăm? De unde îi culeasă informația în baza căreia îi se dă karma asta, uite, în viața asta, trebuie să faci asta, asta, asta. De unde? Deci, astralul, putem să spunem simplu, considerăm că în jurul Pământului avem un nor, îl numim nor ca să fie simplu, energetic, care e locul în care sufletele se duc acolo, deci corpul mental și corpul energetic, acolo se duc, acolo se duc și așteaptă. Reîncarnarea se face în baza informațiilor din Akasha. Akasha, câmpul akashic, îl avem în astral. Astralul e Matrix. Noi nu plecăm. Noi când, nu știu dacă ai pregătit steaua lui David, da, uite, de exemplu, noi când murim, trăim, avem două triunghiuri. Triunghiul îndreptat în sus, adică bucata care ne rămâne, bucățica care ne rămâne în afară de ceea ce ai hașurat tu, acolo avem cerurile superioare. Jos, bucata de triunghi, da, bucata de triunghi care ne-au rămas, acolo avem cerurile inferioare. În cerurile superioare se merge când se iese din Matrix, când al patrulea corp al nostru, a patra dimensiune, când corpurile noastre au ajuns la, se transformă, se disipează, adică karma, lasă-mi un pic de senul, te rog, Da. karma se topește și noi putem să fim atât de ușori încât să ieșim către cerurile superioare, în a cincea dimensiune, cum ar veni, a corpurilor noastre, când noi, într-adevăr, devenim conștiință. Ok, deci, partea hașurată, locul unde cele două triunghiuri se adună, da? Se intersectează, acolo trăiesc umanii, acolo trăim noi. Ok? Și uită-te de ce noi avem liber arbitru. Pentru că ni se permite, pentru că e banda cea mai largă de posibilități, cum ar veni. Și atunci Da. noi avem posibilitatea de a alege. Când noi murim, noi nu plecăm de aici, noi rămânem în astral, da? Și atunci, în astral, unde suntem în Matrix, uite, triunghiul de deasupra. Când noi intrăm în triunghiul de deasupra, atunci ieșim din Matrix, atunci zice suntem binecuvântați că ne primește în ceruri și nu știu ce. Ne primește când noi am topit karmele. Doar atunci devenim lejeri ca să putem să ieșim pe acolo. Jos, în schimb, triunghiul de jos, avem cerurile inferioare unde avem entitățile. Cerurile superioare și inferioare, de fapt și la noi,
Totul se face pe ierarhie. Noi când ieșim din Matrix, am trecut de la starea de uman, nu o să vă explic ierarhia acum pentru că e prea mult de explicat și oricum informația e foarte prețioasă, informația. Noi când vom ieși din starea de uman, când ieșim din Matrix, când ieșim și mergem în triunghiul de sus, ca să spunem așa, în cerurile superioare, vom fi îngeri începători. Vom fi îngerii copiilor. Doar după aia, pe ierarhie, vom deveni îngeri, după aia vom deveni arhangeli și tot așa. O să iei. Deci de aia că noi trăim acolo, informația există. Și? Deci noi Foarte. înmurim fizic, ca idee, da? Deci mama a decedat. Ea s-a dus direct în primul cer, că și cerurile astea sunt. Ea se ridică cumva de pe pământ, lasă corpul și ea pleacă în jurul pământului, ca să zicem așa. Ok? Și de Da. aia noi putem să vorbim cu ei, dar bun Sau ar fi să-i să-i visăm, lăsăm. da? Eu am visat-o. Am visat-o 3 nopți, 4 nopți la rând, că mă rog, la noi cineva acolo la Maramureș și eu zis, vai, tu, fată, dacă tot continui să o visezi, mai bine te duci la un preot, că nu-i bine să visezi morții. Și am spus, adică, nu aveam nicio Uite, treabă. dacă vrei, eu am văzut exact ce se întâmplă cu corpurile, cu corpul energetic, da? Corpul mental, corpul energetic. Nu o să dau nume nicicum, dar eu de obicei, ceea ce fac eu când se întâmplă morți violente sau accidente, puteți să mă căutați, dar nu mă căutați pentru o moarte naturală, că eu nu mă duc, o să vă refuz din start. Eu nu deranjez sufletele. Decât cei care nu se înalță, deci ca să meargă în astral, li se deschide portal. Tunelul, mie nu-mi sună bine tunelul ăsta, dar nu vorbim acum ce se întâmplă cu sufletele. Li se deschide portal. Ei văd lumina. Ok? Și când avem accidente sau sinucideri, acolo rămân denși, pentru că nu și-au terminat carmele, sau și le încarcă, o sinucidere te încarcă și mai tare, și atunci rămân aici. Eu pot să intervin în cazul accidentelor sau a sinuciderilor, zic, ca să-i trimit în lumină. De fapt, asta e misiunea mea, ok? Dar să nu mă cauți, să nu mă caute cine a murit natural, când chiar nu, o să refuz. Și atunci, acum, recent, a murit cineva, o persoană. Și m-am dus să văd ce face. Pur și simplu, mi-era atât de aproape încât m-am dus în vizită. Da? M-am dus în vizită, eram acasă și m-am dus la ea. Am chemat-o și am zis, du-mă acolo unde ești. Mi-a apărut unde era, era exact acolo lângă sicriu, în zona aia, încă nu era înmormântarea. Și i-am întrebat-o, tu știi că ești moartă? Și au zis, ceva se întâmplă pentru că nimeni nu mă mai ascultă. Ea dădea, tot spunea la toți ce să facă, știi? Și ea și de acolo, ea nu știa că e moartă. Știa că e moartă, nu știa ce se întâmplă acolo. O zis, ceva s-a întâmplat că nimeni nu mă mai ascultă. Eu i-am zis, uite, portalul intră, nu dau detalii despre ceea ce Da, da, fac, da. portalul e pregătit, poți să mergi în lumină. Ea nu a vrut să meargă, pentru că ea încă avea de făcut niște lucruri aici. Și atunci m-am dus peste o zi și m-am dus din nou să văd ce se întâmplă, având în vedere că am intrat în contact destul de ușor. Eram lângă ea, acolo, la înmormântare, pur și simplu și am întrebat, unde ești? Am închis ochii. În loc să fac rugăciune, cum se face, eu nu știu nici măcar ce rugăciune să fac, pentru că eu am o contradicție la fiecare rugăciune, găsesc câte cineva tot pune să fiu un rob a cuiva și atunci evit, mai bine prefer să vorbesc cu Universul, cu cuvintele mele. Și am închis ochii și în loc de rugăciune am chemat-o, da? Și am zis, unde ești? Și cum era? Deci după o zi, capul era corpul energetic, tot așa, doar că avea capul, ea se învârtea pur și simplu așa. Ea nu știa unde e, nu știa ce îi se întâmplă. Corpul,
apoi să pulveriza cumva, îi să expanda. Pleca, îi pleca mintea cum ar veni. Și am zis, unde ești? Și ea tot spunea, unde îs? Unde îs? Că nu știu nici eu. Unde îs? Și mă întreba pe mine, unde îi? Înțelegi? Era după o zi, se pregătea de plecare. Și atunci o plecat. Înțelegi? Ca să vezi ce se întâmplă, pur și simplu, pur și simplu. Pentru că la început oamenii încă conștiința, încă o avem, nu pleacă. Se întâmplă niște lucruri la nivel energetic cu noi. Adică plecăm dintr-o dimensiune în alta. Da, uite aici Lidia spune: tata înainte să moară vorbea foarte des despre persoanele care nu mai erau în plan fizic și am simțit în aer, în casă, un miros specific morții. A murit în somn. Nicoleta întreabă că cei care se sinucid, da, ei aleg singuri înainte să vină. Ok. Scuze. Eu când, nu, ca să-i răspund, eu când mor, când moare cineva, eu simt mirosul de tămâie. Ok. Cei Și care doar se între tine sinucid murim. aleg ei lucrul ăsta înainte de a veni? Își aleg karma asta sau? Cei care se sinucid au de făcut experiența aia, da? Noi, ca să putem să ieșim din Matrix, avem nevoie să facem toate experiențele. La toate experiențele intră toate tipurile de morți. Toți dintre noi, dacă nu ne-am sinucis, o să ne sinucidem sau noi trebuie să facem toate tipurile de... Noi vom fi omorâți și împușcați, și necați, și o fine. În toate felurile. De asta noi avem memoriile alea care noi trebuie să le înțelegem, da? Eu cunosc un caz de sinucidere care a făcut un contract. Făcut un contract în altă viață pentru bani, da? Pentru bogăție, dar multe vieți înainte să vină aici. Și l-a făcut pe un termen. La un anumit moment te vei încarna și o să-mi dai sufletul. Și că noi nu băgăm de seamă chestiile astea. Și în viața asta, în care trăiesc și eu, eu veniți cadența. Dar spun că el, de la naștere, încerc să-i răspund fetei pentru că e foarte delicată treaba cu sinuciderea, și el s-a născut împreună. El s-a născut împreună cu niște entități care deja îl vânau, veneau, o venit după sufletul lui. Înțelegi? Rezistă cât rezistă și până la urmă își respectă contract. Sau în viața asta fac contractul, depinde. Toate sunt niște contracte, pentru că la sinucidere vorbim despre niște contracte care trebuie să respectate. Nu putem să vorbim despre autovindecare, să nu mai vorbim despre moarte, să încheiem într-un ton armonios, să nu vorbim doar despre moarte. Pentru că moartea nu e atât de importantă pe câtă importanță îi dăm noi, înțelegi? Noi nu o înțelegem, pentru că noi nu înțelegem cine suntem noi, pentru că ne frică de separare, pentru că suntem atașați. Moartea, ea ca și cuvânt, faptul, întâmplarea morții, nu-i moartea care e baza, care ne duce acolo. Noi am condensat totul într-un cuvânt, pentru că biserica a inventat cuvântul moarte și nu a inventat cuvântul trecere, da? Cuvântul normal e trecere, știi? Când vorbim despre moarte, nu vorbim despre moarte, vorbim atașament, separare, și neînțelegere de cine suntem noi. Așa că ne putem să ne luăm temă de casă, să ne aprofundăm acolo lucrurile, să vedem fiecare câte atașamente avem, de ce, de unde provin, care e rădăcina, care e lecția de învățat,
care sunt oglinzile prin care noi percepem atașamentele, de ce ne frică de singurătate, de ce nu putem să stăm singuri, pentru că și singurătatea și adică separarea, nu? Pare o separare, dar de fapt singurătatea are sensul ei de a ne învăța, de a ne cunoaște pe noi cine suntem cu adevărat. Asta e rolul singurătății. Nu ți-a răspuns la întrebarea ego-ului, da? Ce este ego-ul? Simt că prea multă importanță se dă morții, da? Nu e atât de importantă moartea pe câtă importanță îi dați voi. Nu e atât de importantă. Eu aș lăsa-o deoparte și aș cerceta alte lucruri. Noi acum, astăzi, am vorbit despre moarte pentru că am promis și pentru că e important să înțelegem. Voi acum toți aveți... Eu nici n-aș mai pune întrebările, pentru că eu cred că s-o înțeles deja ce-i moartea. Cei care preferă să rămână într-un spațiu strâmt în care nu vor să iasă din spațiul morții, cum să zicem, a informației că moartea e o limitare. Moartea nu e o limitare, nu se termină viața după moarte. Cei care încă nu pot să iasă de acolo, mie îmi pare rău. Dar când vorbim despre moarte, vorbim despre altceva. Ok. Plecând, apropo de autovindecare, vorbim despre ego, ce e ego, mintea are rolul ei. Mintea, am spus data trecută, că recunoaște informația din exterior, da? Sufletul, în autovindecare, identifică. Vede ceea ce vede mintea, ok? Și atunci, ego-ul, ce rol are ego-ul? Fiecare are rolul ei. Ego-ul are rolul de a ne pune în față oglinzile. Deci, asta face ego-ul. Îți prezintă niște persoane, adică te scârție pe dedesubt, zice, uite acolo ce emoție, îți dă niște emoții, te confruntă pur și simplu cu anumite emoții. Și cei care spun moartea ego-ului, total greșit. Noi trebuie să lăsăm ego-ul să-și facă ceea ce are de făcut, să ne aducă oglinzile în față. Moartea ego-ului, poate controlarea ego-ului, când îi spui gata, acum vreau o pauză, nu mai mă aduce lecțiile una după alta, acum am o pauză, sunt în vacanță, câteva luni de zile vreau să fac o pauză, să stau eu cu mine, să mă gândesc la cine sunt eu în interiorul meu, știi? Deci noi trebuie să strunim ego-ul. Cei care doresc moartea ego-ului sunt cei care refuză lecțiile. Tot timpul când se prezintă o oglindă sau o situație tip oglindă în fața noastră, există o lecție acolo. Și apropo de oglinzi, sunt mai multe tipuri de oglinzi. Deci, dacă tu întâlnești o persoană care îți arată ceva, te agită cumva, da? Îți dă o stare de agitație. O persoană care vine să ceartă cu tine tot timpul. Tu nu ești certăreț, nici n-ai de gând să te cerți, știi? Acolo. Și atunci spui, eu nu sunt ca și persoana aia, eu nu am acel ceva ce are persoana, da? Eu vă învăț să înțelegeți oglinda, da? Pentru că am tot spus ce e în celălalt e și în tine. Ok? Există și oglinda la care tu nu ești ca și persoana, dar totuși trebuie să înveți o lecție. Și atunci, persoana care vine și se ceartă cu tine, ce emoție îți dă? De agitație. Atunci, care e lecția care tu trebuie să înveți? Răbdare. Lecția, răbdarea, se poate învăța, uite așa, prin persoane. Tu nu conții lucru, dar totuși ai de învățat o lecție. Foarte frumos Ina. Am un cățeluș aici, care vă duce la... Ok. Dar la ce ne servesc nouă toate aceste lucruri? Să le cunoaștem. Cu ce ne ajută? Păi de unde am plecat și unde am ajuns? Am plecat de la punctul că noi trebuie să înțelegem cine suntem noi. Înțelegând toate lucrurile, ajungem să înțelegem cine suntem noi. Deci, noi suntem conștiință. Ceea ce ne oprește pe noi, traumele de pe chakrele noastre, și repet că asta facem noi în tabere, eu știu cât e de important să facem
aici puterea, cea pentru lucrurile pentru care am venit să le facem. Și atunci, ce ne împiedică să le facem, nu? Sunt traumele și emoțiile nerezolvate, cele pe care încă le-am evitat sau încă nu ni s-au prezentat. Și ele sunt o dependență de alcool. Și ele sunt depozitate pe chakre. Ceea ce facem noi la primul nivel, luăm fiecare chakră și scoatem traumele cât de multe putem de pe fiecare chakră. Și eu le interpretez. Pentru că noi credem că înseamnă ceva, dar ele de fapt înseamnă altceva. Deci asta e foarte Cam important, da, o să da. zic eu, mersul ăsta și în tabere. Și am înțeles că organizezi tabere acum și în Italia, sau? Da, acum avem prima tabără, 25-26 mai. Cei care vor Ai în... locația, Iliana? Da, am locația. Locația o să fie la Firenze. La Firenze. O să Ok, fie și mai acasă la sunt mine. locuri? Mai ai locuri? Da, nu știu, nu m-am gândit la o capacitate, dar având în vedere că i-am primit multe mesaje de la persoane din Italia care vroiau să vină în tabără, mă tot întreabă dacă nu fac și acolo. Eu tot mergând și venind, am decis să fac și acolo tabere. Am evitat, e un an că refuz, am zis nu fac doar aici, dar acum nu mai contează. Am decis că o să fac și acolo. Și așa că persoanele care m-au contactat și care mi-au scris mesaje, care m-au întrebat, eu nu mi-am notat, deja e organizat, avem persoane care o să vină, dar sunt cei care. Deci asta e prima dată că eu fac public, ieri am stabilit data taberei, la sfârșitul mai, ultimul weekend din mai. Și cei care mi-au scris în privat și care eu nu i-am notat nicăieri, pot să-mi scrie acum în privat. Da, sau cei care sunt Da, interesați, cum e da, și da, da. Lidia, o să lăsăm în descrierea acestui video, care el se înregistrează, da, și va fi pus pe YouTube, și acolo în descriere lăsăm un număr de telefon O să vă las unde. numărul de telefon, da, nu, o să vă las numărul meu de România, să-mi scrieți un mesaj pe WhatsApp. Pentru tabăra din Italia. Pentru că sunt multe persoane, eu acum nu mai mă amintesc. Dacă o să fie, eu o să fac în continuare. Deja avem, cred că, 10 persoane, știi? Nu o să fie tabără mare de multe persoane, pentru că eu o să o fac la mine. Spațiul e destul de mare, dar totuși o să ne limităm undeva, o să fie limita de locuri ca să fim confortabili. Da, și de asta zic, Da. dacă o să fie mai multe, posibil vei organiza când vei mai fi în Italia. Tu acum mai mult ești concentrat în România, nu? Da, pentru că taberele se anunță mai repede, pentru că eu sunt concentrată în România. În România, ceea ce am organizat în 17, 18, 19 mai al doilea modul, care a fost cerut, adică cei care au făcut deja primul modul. Avem în 31 mai, 1-2 iunie, avem primul modul. Deja au început înscrierile, mai sunt câteva locuri la fiecare, abundent, aș zice. Și acolo trebuie să ne limităm la, nu mai știu exact, 11, o să-ți dau eventual datele, 11, 12, 13 sau când vine săptămâna aia, o să facem Mintea Cuantică, tot la Zărnești, toate trei taberele astea o să fie la Zărnești. Foarte frumos acolo, zona foarte frumoasă. Deci, pur și simplu munții, vedem Piatra Craiului de acolo din terasă, unde dormim acolo, ne-au oferit niște condiții, ne fac focul sacru, sâmbătă seara, în grădină, foarte frumos. Deci, oricum, oamenii, după ce se întâlnesc și încep să vorbească între ei, se atașează, nu se atașează, se obișnuiesc și să interacționează între ei la nivel de suflet, pentru că nu există secrete, fiecare are pa lui, fiecare conștientizează, învață o lecție prin celălalt, nu? Toți suntem oglinzi, cât suntem acolo, 30, fiecare e oglinda fiecăruia și inclusiv eu suntem oglinzi acolo. Da, e foarte frumos.
Da, O deci să tu mai oricum taberele organizăm. astea le vei mai anunța pentru acele persoane care încă nu fac parte din grupul tău de... Ai și grup de Facebook, dar și de WhatsApp care se numește la exact la fel, adică Întâlnirea cu Sufletul. Și inclusiv canalul de YouTube, tot așa se numește, Întâlnirea cu Sufletul prin Iliana, de fapt. Da, și acolo Da, în pe acel... Iliana, da. Am făcut grupul, da, cei care vor să se aboneze, adică să se aboneze, să asculte emisiunile sau ceea ce public pe canalul de YouTube Întâlnirea cu Sufletul prin Iliana. Da, și grupul s-a mărit foarte mult, grupul Întâlnirea cu Sufletul. O să intru și acolo în direct, să salut noi veniți, să le răspund la întrebări dacă au. E un grup privat, oricum, acolo stau oamenii. Acel grup s-a conceput pentru persoanele la care am făcut tratamente sau citire în acașa, la care le-am făcut ceva și ca să se evite atașamentul, pentru că atașamentele se evitat, adică să nu stea în privat, am făcut grupul, am creat grupul în care ne-am unit toți, acum s-a mărit, suntem mulți, nu mai știu cât suntem, dar sunt toți oameni frumoși, ok, la care intru din când în când în direct și povestesc cu ei, pur și simplu deschis. E ca o familie, suntem acolo. Grupul WhatsApp care l-am creat, pe grupul WhatsApp nu e un grup, sunt mai multe grupuri, o comunitate, comunitatea Întâlnirea cu Sufletul, care conține grupurile de primul modul, al doilea, al treilea, cred că nu mai știu. Avem, o să facem grupul Mintea Cuantică, pentru că eu deja am început să-l structurez. Tabăra Mintea Cuantică, acolo o să trebuiască să înțelegem cum eliminăm condiționările mentale ca să putem să creăm realitatea noastră, să devenim co-creatori. Și unde se îndeplinesc dorințele, că de fapt dorințele există, deja răspunsul la întrebările noastre există, noi trebuie doar să ne aliniem pe linia dorinței, pe realitatea pe care noi o dorim. Dar e un complex de informații în care ne învață să înțelegem mintea noastră și cum putem să folosim mintea noastră în avantajul nostru. Foarte frumos. Da, tot timpul am fost pasionată de mintea noastră, de minte. Și am făcut o grămadă de experimente pe mine. Chiar pe mine, ca să am testat cum funcționează. Am de gând pentru cei care sunt din zonă sau și oriunde, mi-ar place ideea să facem o tabără chiar la mine acasă, la Vișeu de Sus, pentru că o să fie o primă tabără și dacă o să aibă continuitate, o să fiu foarte mulțumită, pentru că vine vara și noi aici avem locurile, avem tradiția și avem mocănița. În O să fie o Maramureș. tabără, taberele da de la Vișeu, o să conțină o călătorie cu mocănița. O experiență unică, da. Mocănița care încă funcționează la Vișeu și se organizează drumețiile acolo. Foarte frumos. Da, și Da. din grupul de WhatsApp unde tu vei vorbi despre tabere, deci acolo oricine poate să intre, nu e musai să fi făcut vreun modul. Sau să fi Nu, fost la vreo deci tabără. grupul principal, avem grupul Da. principal, unde poate să intre oricine, poți să le lași O să numărul las în lui descriere. Iorfi, el organizează, el se ocupă acolo de persoane și din grupul principal, cei care aleg să facă primul modul, intră în grupul pentru primul modul, pentru al doilea, bine, dar noi acolo oricum vorbim acolo informația. Poți să lași link-ul eventual, o să lăsăm link-ul Da. pentru cei interesați de viitoarele tabere. Pot să stea acolo chiar dacă nu au fost în tabere. Majoritatea deja au făcut tabere și de 3-4 ori. Au creat. Da, o să anunțăm când o să fie la Vișeu de Sus. Am găsit o locație foarte frumoasă la Vișeu. Eu aș fa o să fac, o să fie un modul întâi la Vișeu de Sus. Prima tabără o să fie modul întâi. Cred că o să fie chiar în iunie. Vorbim despre, vedem detaliile, locația și da, o să ne plimbăm, o să rămânem și la Brașov pentru cei care vin din zona București, Brașov, acolo în partea aia.
Am intenția ar fi să merg și la Iași, să facem, pentru că avem lume care vine multă, care vine de acolo și Iași e frumos și are o grămadă de persoane de valoare. Și Clujul. Am stabilit locațiile astea și Clujul, care conține Oradea, și avem Cluj-Oradea și ca să cuprindem tot, pentru că eu cred, consider că cei care sunt aici sau care pot să confirme, pentru că după primul modul se întâmplă ceva. Și eu vreau ca să duc acel ceva să se întâmple la cât mai multă lume, pentru că acolo mergem în profundul nostru, facem conștientizări, ne ridicăm vibrația și de acolo la cei care chiar nu s-au gândit la o trezire spirituală, o să n-au încotro. De acolo încolo au făcut deja primul pas. Tabăra e primul pas către noi, către cunoașterea de noi înșine. Da, eu mă emoționez pentru că sunt oameni atât de frumoși și sunt atâta, au vârstele diferite. Am avut 83 de ani, de la 10 ani la 83 de ani. Am avut persoane care au participat în tabără. Cu mare, cu mic. Nu contează când mergem să ne căutăm pe noi înșine. Exact. Nu știu eu. Important Da. e că știm că se poate, da? Da. Deci chiar se întâmplă primul pas Da. la primul modul. Ca să nu mai avem scuze. Deci chiar la primul modul chiar se ne întâlnim cu sufletul nostru. Chiar ne întâlnim emoțional cu starea pe care trebuie să o avem când ne întâlnim cu sufletul nostru. Deja la al doilea modul mergem la avansați, mergem în profund cu informație de vibrație foarte înaltă, care schimbă ADN-ul. Deci deja e al doilea pas către al treilea modul, mergem și mai în profund. S-a cerut al patrulea modul, încă nu l-am stabilit. N-am stabilit unde, dar probabil că o să fie în delta. Sau la mare sau în delta. O să vedem. O să fie mai încolo în vară, după ce mai facem un al treilea modul. Da. Da. Foarte frumos. Multe conștientizări, multă vibrație înaltă. Da, Nicoleta, este divin. Tu ai fost și te-ai întors. Da, mulțumesc. Da, Super. pentru că se creează acel ceva între persoane în tabere, știi? Se creează. Și acolo nu cred că este nimic întâmplător acele persoane care vin. Nu, Da. pentru că se fac, de Atrag. exemplu, se fac înscrierile, da? Și în ultima zi, ultimele 2 zile, sunt anumite persoane care se retrag. Pur și simplu li se întâmplă lucruri. La una, i s-a îmbolnăvit copilul. Zic așa, doar Da, exemple. da. La unul îi se întâmplă ceva la mașină, nu mai poate să plece, la altul îi se prinde nu știu ce. Deci niște lucruri, pur și simplu, care te blochează să nu poți să pleci. Persoanele alea renunță, una, două, trei, câte sunt, și în locul lor deja sunt alții. Da. Răbdarea nu se exersează, nu se exersează. Răbdarea, să răspund la un Da. comentariu. Răbdarea se înțelege. Noi trebuie să înțelegem ce înseamnă răbdare, care e direct legată de a asculta. Noi nu știm să ascultăm ce înseamnă asculta. Ca să înțelegem răbdarea, nu trebuie să o exersăm, că înseamnă că îi dăm energie, știi? Noi trebuie să înțelegem că să ajungem la punctul de neutralitate. Vă întrebați orice, ce nu știți. Puteți să mai scrieți comentarii și acum că o să răspund și la ceilalți, dacă o să mai aibă întrebări. Da. Două Eu vorbe, dacă poți să ne spui despre dependențe, că mă gândesc că cam toate intră în aceeași, că e alcool, că e, nu știu, droguri sau mâncare sau orice. două De unde? lucruri. Principalul lucru care pot să vă spun despre dependențe sunt că fiecare viciu are entitatea sa. Periculos.
Cel mai periculos, nu știu, ceea ce am văzut eu, entitatea alcoolului, e urâtă, urâtă, urâtă. O să vă descriu dacă vreți. Da, Nicoleta, soțul tău a venit și a participat din lojă. Deci, viciile au în spate entități care ne împing să facem lucrurile alea. Alea se numesc dependențe pentru că dai energie. Alea nu mai sunt, alea chiar dependența i-am dat energie. Și dăm energie și ne scurgem de energia aia, depinde ce tip de dependență avem. Dependențele, vă spun exact cum văd eu în tratamentele mele, persoanele care au dependențe, am văzut entitatea fumatului, am văzut entitatea alcoolului. Urâte, urâte. În momentul în care vrei să te eliberezi, te pedepsesc. Înțelegi? Foarte greu te eliberezi. Ok? Deci persoana când se eliberează, nu știu dacă poate să se elibereze singură. Eu cunosc persoană care a renunțat la alcool, renunță pe termen, da? Mă las pe 3 luni de zile. Nimeni nu-l deranjează, nu mai trebuie. Pentru că știe că după 3 luni își umple sacul. Renunță pe un an. Nimeni nu-l deranjează, pentru că o spus nu în momentul ăla. Dar noi, în timpul dependenței, nu putem să spunem nu. Și ce fac entitățile astea? Pur și simplu își șoptesc la urechi. Își șoptesc. Entitatea alcoolului, pur și simplu, prima dată când am intrat în tratament la o persoană, eu mă suprapun, eu devin acea persoană. Aveam impresia că vorbește cu mine. Entitatea sexului. Am și uitat de ea. Aveam impresia că entitatea aia vorbește cu mine. Îi spunea, ridică-te și puneți un pahar. Continuu, continuu, continuu așa. Ridică-te și puneți un pahar, ridică-te și puneți un pahar. Deci un gând așa care nu te lasă, te duci și faci lucrul ăla. Înțelegi? Eu l-auzeam cu voce, persoana nu l-auzea cu voce. Da, entitatea sexului, la femei incubus, la bărbați succubus, sunt entități care se hrănesc cu energia noastră sexuală, care vin și colectează energia noastră sexuală. Sunt entități care testează, în primul rând, copiii. Când încep viața sexuală, gândul ca să se masturbeze, că așa se începe viața sexuală, îi dat de o entitate. Dar noi, nu, mintea noastră nu ne spune să ne masturbăm. Vine entitatea și te pune să te masturbezi. Și ne eliberăm destul de greu, sunt cazuri destul de grele. În orice caz, eu am mai spus și eu repet, cei care se masturbează, ca totuși, dacă tot nu reușesc să se abțină sau să o facă rar, știind că dau energia sexuală unei anumite entități, ar fi bine să dedice energia consumării orgasmului unei persoane, să dea nume unei persoane, ca să nu fie luată de entitățile alea. Deci energia sexuală e cea mai puternică energie din univers ar veni, da? Cu energia sexuală a unui orgasm se poate construi o bombă atomică. O să dai seama cât de bucuroși să iei când noi ne masturbăm și cum suntem noi de inteligenți ca să le dăm energia noastră. Deci după ce se întâmplă mai pe o perioadă mai lungă, spuneam că ne pedepsesc entitățile, pedepsesc persoana. Eu știu eu persoane care sunt pedepsite pentru că mi-au cerut să intru în tratament și să le eliberez. Sunt persoane care nu pot să-și controleze pur și simplu, se trezesc în anumite condiții. Da. Dar dacă suntem observatori și înțelegem ce ni se întâmplă și acceptăm și suntem sinceri cu noi, nicio problemă, orice lucru spre eliberare de ceva pleacă de undeva. Dacă intrăm în disperare, înseamnă că trebuie să învățăm disperarea, pentru că am disperat pe alții în altă viață și ne învățăm lecția, învățăm energia. Dar când noi suntem conștienți, tot timpul ne întrebăm de ce mi se întâmplă lucrul ăsta și ce pot să fac, ce trebuie să învăț de aici,
Lecție învățată, karma topită. Da. Nu există bine sau rău, există experiențe și atâta. Deci noi când vedem persoane pe stradă, vedem unul cu o sticlă în mână, o picat jos, bat, nu? S-a îmbătat și o căzut jos acolo. Ce fac ceilalți? Se uită în scârbă la el. Toți ați făcut experiența alcoolistului, toți, pentru că e experiență pe care trebuie făcută. Și atunci, când noi îl vedem o persoană care face o experiență diferită de a noastră sau credem noi că e urâtă, noi trebuie nu să ne uităm la el ca la ceva, că face ceva. Noi ne uităm la el ca la o persoană care e în mijlocul unei experiențe. Pur și simplu, asta înseamnă să te iubești seamănul, să nu-l judeci, să nu-l jignești, să nu-l critici. Și tu ai fost în locul lui sau o să fii în locul lui. Persoanele care sunt deranjate de cei care beau, să știe foarte clar că în altă viață au fost alcooliști și au venit în viața asta să integreze lecția alcoolul. Pentru că ei au murit și nu s-au iertat pe ei. Poate muri de o ciroză, poate muri de o murit pe cineva într-o stare de nu știu ce, nu iei entitatea din ei, înțelegi? Și atunci ei au venit să integreze lecția alcoolul. Și Dar știi, degeaba merg. cei care Da. vor să-i ajute cu orice preț pe aceste persoane care vor să iasă din orice dependență, cum se poziționează față de ei? Adică Nu eu am înțeleg. văzut. Nu înțeleg. Îl spunem concret? Adică o mamă își vede copilul sau adică băiatul, na, deja adult, la 20-30 de ani, ca idee, da, care este într-o dependență foarte mare și vrea să-l ajute pentru că e copilul ei, da, adică copilul, 30 de ani, ca idee. Eu acum am observat un caz aici în Irlanda care este familia foarte disperată, deci soră și mamă, pentru că acel băiat, 28 de ani, se droghează de aproximativ, hai să zic, are deja 10 luni. Și vor să-l ajute cu orice preț, el nu vrea nici măcar, nu că nu recunoaște, nu are nicio treabă, adică, da, și... El face experiența. El își face experiența pentru că trebuie să facă experiența. Nici măcar mama și nici măcar tata, nimeni nu are voie să intervină în liberul arbitru. Experiența e a sufletului. Sufletul a ales să facă experiența aia. Are nevoie să facă experiența asta. De aia vezi în tratamente, când se face, se întreabă, tu îmi spui mental, vreau să mă eliberez de asta. Eu mă duc și întreb sufletul, ești pregătit să ieși de acolo? Ți-ai terminat experiența? A, nu. Păi rămâi acolo și ne mai vedem peste câțiva ani. Știi? Nimeni nu are voie să încalce liberul arbitru. De aia, terapeuții nu pot și n-au voie. Sunt, probabil, care fac, dar. Și știu că se intervine foarte mult în liberul arbitru, pentru că ni se pare că dacă noi putem, putem să facem orice. Deci, nu avem voie să intervenim în liberul arbitru. Ți-a spus mental, vreau să-mi faci tratamentele, dar dacă sufletul spune nu, eu am avut un singur caz. Am mai avut cazuri în care am avut o persoană, acum recent, care am întrebat dacă acceptă să-i fac tratamentele și a zis exact așa mi-a zis, și ce vrei să afli? Nu a zis da, nu a zis nu. Și-o zis, și ce crezi că o să afli? Ceva așa au vorbit, exact cum e suflet. Noi avem, vezi, eu când fac citiri în Akasha, eu întreb ce caracteristici are spiritul. Ce suntem noi la nivel de spirit? Noi fiecare avem o caracteristică noastră, nu? Persoana aia, așa era modul ei, spunea, și ce mi-a spus și ce crezi că o să descoperi? Și am zis, nu știu ce o să descoperi. Vrei să descoperim împreună ce se întâmplă acolo? Și-o zis, da. Dar m-a dus și m-a întors. Uite, eu, de exemplu, caracteristica spiritului meu. Când eu întreb despre mine în Akasha, eu sunt luată la mișto. Răspunsul, deci eu vorbesc direct și ironic câteodată și cam de fiecare dată. Adevărul poate să fie și interpretat. Eu lucrurile pe care le-am, eu fac autoironie, nu? Mă amintesc cum eram cândva și cum am învățat și câteodată îmi place să mă autoironizez, știi că pe atunci cum eram eu de nu știu cum mai. Ok, eu când întreb pentru mine în Akasha, zluată, mi se răspunde ironic, ca și cum s-ar face mișto. Deci noi atragem din univers ceea ce suntem noi, înțelegi? Eu glumesc cu mine.
glumesc despre mine, universul glumește cu mine. Înțelegi? Și atunci, de-aia e nevoie să-și dea sufletul acordul dacă vrea să se elibereze, că ne-am abătut. Da, hai să mai spunem de mai o persoană aici a lăsat un comentariu. Soție de bărbat alcoolic de 34 de ani. Deja simt că nu mai pot, nu mai știu cum să mă comport cu el. Știu că are experiența lui, însă nu este deloc ușor. Are perioade când nu consumă, însă când bea, nu se rezumă la un pahar, două. Deci cred că ai Pentru că nu răspuns. el. Pentru că e când bea, nu el. Nu el. Și atunci o întreb pe femeia asta, de ce stă de 34 de ani lângă un alcoolist fără să fi învățat lecția? De ce? Dacă ea ar fi învățat lecția care trebuia să o învețe, ea era în altă parte, ea își stare experiențele. Deci, noi n-am venit aici să stăm în aceeași experiență. Acum fiecare face, alege cum dorește. Eu, dacă ar fi să nu cunosc, nu știu despre cine e vorba, să stai în aceeași experiență 34 de ani și să spui că nu mai poți, deci e o eroare gravă. Deci persoana asta nu și-a învățat alte lecții care trebuia să le facă din cauză că a rămas blocată într-o lecție, într-o experiență, pentru că a refuzat să învețe care e lecția ei. S-a mai gândit vreodată ce rol are ea acolo și de ce nu și-a reușit să-și facă rolul? Ea nu-și face rolul acolo. Ea dă energie. Posibil ca entitatea aia să stugă de la amândoi energie, înțelegi? De la bărbat pe de o parte și de la ea pe altă parte. Posibil și ea să fie interferată fără să-și dea seama. Nu zic că e așa pentru că nu știu pe caz să se studiază pe caz. Dar de ce nu reu? Ce o ține într-o relație? Ce o ține în aceeași experiență? Pentru că e destul de grav tu să faci o singură experiență și să nu-ți mai stea capul să faci celelalte experiențe. Nu știu, când după aia când plecăm, dacă o să vrem să mergem undeva în cerurile superioare, o să zic că știi ceva, ia du-te acolo cu nasul, că încă n-ai învățat nimic acolo. Nu veni la mine să vrei să te elevezi, să te duci într-o dimensiune superioară, dacă tu n-ai reușit să depășești aia. Să-și facă câteva întrebări femeia asta. Să-și facă câteva întrebări. Ce caută acolo în relația aia? Și ce? Da, o altă întrebare. Ce experiență trebuie să învețe soțul meu care are pareză de 12 ani în urma unui AVC? Depinde ce pareză are. Și unde și pe care parte, acolo îi studiază pe caz. Deci el ori plăte, ori achită o karmă, dar în viața asta, deci acum lucrurile se întâmplă așa de repede, astfel încât noi nu mai stăm, nu se mai duce pe a șaptea zi, să știi cum se zicea, pe a șaptea zi, pe a șaptea sămânță. Nu, noi achităm acum, nu mai există. Când în 3D, da? Dacă pământul o să intre în 5D, noi nu o să ne mai încarnăm aici. Așa că timpul s-a scurtat, așa s-a condensat, încât noi ne achităm în viața asta. Nu știu ce să-i spun. Ori achită o karmă, însă acolo trebuie discutat. Îi dreapta, îi stânga, îi mână, îi picior, îi gură, că dacă îi gură, îi altceva. Dacă e partea dreaptă, e conflictul cu masculinitatea. Dacă îi sau neiertare față de ceva. Dacă e pe stânga, e conflictul cu feminitatea. Ce anume e în conflict acolo, poate să fie, zic, nu Când pot să dau anume un s-a răspuns. declanșat, sunt multe cauze acolo care Ah, trebuie. da. Partea stângă poate să fie conflictul cu o femeie, poate să fie. Poate că el își trăiește experiența asta exact ca femeia de lângă el să învețe să iubească. Poate că ea trebuie să învețe lecție, nu el. Înțelegi? Deci nu se poate merge concret pe caz, pentru că fiecare are cauzele lui. Deci, sutele de tratamente pe care le fac, la fiecare persoană avem 7 chakre. Eu mă duc și văd fiecare traumă pe fiecare chakră. Deci mă duc chiar în profund pe fiecare chakră, mă duc acolo, pentru că eu chiar vreau, când am intrat acolo, măcar să iasă rezultatul afară, să se elibereze memoria. Deci nu există o persoană cu o chakră
La fel, cu aceeași cauză, pe o aceeași chakră. Nu există. Câte persoane suntem, ori 7 chakre, atâtea cauze sunt. Așa că se merge pe caz. În general, când vorbim despre entități, entitățile alea sunt sugă doar acolo energie unde pot, unde li se permite sau unde se face experiență. Dar când vorbim despre cazurile astea, trebuie mers pe caz. Da, văzut individual. Da. Bun, Ileana, dragă, n-am să te mai rețin, că deja avem aproape 2 ore de discuție. Vom mai face și alte interviuri. Până una alta, mulțumim celor prezenți care au fost alături de noi și vreau să anunț cu ocazia asta, pentru că sunt cei care văd în reluare, da, această înregistrare pe YouTube și dacă nu știu ce se întâmplă și cui răspundem noi aici la întrebări, sunt acele persoane care aleg să fie live cu noi în timp ce facem acest interviu și pot și ei la rândul lor să fie cum? Ori intrând pe grupul tău de Facebook, da, Întâlnirea cu Sufletul prin Ileana, unde se anunță când se face interviul, la ce oră, link-ul de Zoom și așa mai departe. Și mulțumim celor prezenți care sunt aici cu energia lor și celor care... Sunt mai mulți decât duminica trecută. Și Da, și duminica celor care viitoare. revăd, pentru că sunt foarte mulți, am văzut ultimul, a avut peste 3.000 de vizualizări și le mulțumim pentru mesajele care le lasă acolo, pentru că ne ajută foarte mult. Algoritmul de la YouTube îi place când există interacțiune, adică și măcar un mulțumesc, da, în YouTube contează foarte mult și a celor persoane care distribuie acel video, dacă li se pare că ar fi de ajutor pentru altcineva, deci toate sunt foarte, să zic eu, apreciate și le mulțumim tare mult. Le mulțumesc și eu Eu tuturor îți mulțumesc ție. și așteptăm să mai vină pe la noi. Chiar le Da. mulțumesc. Număr de contact pentru programări, Erica, o să O să-l ci fie. spun, uite, dacă vrea, îi spun, da, Bine, îi dacă spun sau vrei, să da, scriu. dacă vrei să-l faci public acum așa, e ok, Da, Ileana. dacă o să-l și scrii, deci 0744, nu, 0774, un număr nou, 675, 818. Da, Pentru eu că voi știu. trece numărul ăsta în descrierea. Doar pentru tabăra din Italia, să-mi scrieți pe WhatsApp acolo. Pentru restul, dacă lăsăm link-ul de scriere pentru grupul WhatsApp, acolo vorbiți cu George. Da. Deci numărul de lui Ileana o să-l găsiți acolo. Mulțumim tare mult. Mulțumesc, Ileana, pentru timpul tău și Mulțumim pentru și noi tuturor. informația. Totuși vreau să întreb ceva, dacă mai se poate. Da, să vedem. Nadia a pus o întrebare mai înainte și nu, am simțit eu că nu. Nu, na, nu, e și dificil în parte în zona spirituală să primești un răspuns super satisfăcător, pentru că nu, e complicat. Dar vin și întreb și eu în același spirit. Deci noi suntem suflete care venim aici la întrupare și avem cu noi sinele divin. De Suntem ce? conectați, suntem Da, conectați. sinele divin, da. În Și scopul sinele nostru divin suntem în contact cu sinele a ales divin. să facă experiențele aici. Și întrebarea Bun, era că... spirituale să facă Da, experiențe. da. Ok. Și aici e treaba. Bă, frate, dacă sunt spirit și sunt scânteie divină, da? Sunt scânteie divină undeva în esența mea. E adevărat sau nu mai sunt? Bun, Da. sunt scânteie divină aici. Noi suntem subconștienți. Și eu vin și fac experiența de bețivan, de vagabond, de eu știu ce, scuze-mi expresiile, dar na, ca să fie direct, să mergem pe direct. Sunt experiențe Nu, de sunt, trăire. Sunt da, să fac experiențe de experiența trăire. de disperat sexual și așa mai departe. Sunt experiențe, da, le facem. Sunt Și atașamente. întrebare, da, atașamente. Și întrebare, frate, da, esența divină care e în mine, ce nevoie are ea în sine de aceste experiențe gregare până la urmă? Păi, chiar, adică Dumnezeu cel atotputernic, cel atotștiutor, atotcuprinzător, chiar ce nevoie are? Înțeleg să fac o experiență de, băi, sunt de terraformare, formez o planetă, formez o galaxie, formez un univers. Dar când vin să fac experiența asta agregare,
de nu știu cum să zic, na. Adică e o întrebare, adică eu am simțit că Nadia cam în zona aia vrea să ducă, dar poate că nu n-o știu ea să pună întrebare. Și o pun și eu așa, nu că ar Da, fi ai o mare pus o foarte întrebare, lungă întrebare. Eu nu ți-am ar fi o încercat întrebare, dar să-ți dau. e, deci este o întrebare. Bă, frate, de ce trebuie să facă aceste experiențe gregare? Dumnezeu, dar tot știutor, tot puternic, chiar are nevoie de chestia asta, că te... Da, are nevoie. Pentru Da? că aici nu Asta e. Da. poți să Știu răspund. că se spune că evoluează însăși divinitatea, evoluează, nu știu cum, evoluează sau nu știu, știu că se spune treaba asta, dar una e să se spună și alta e să trăiești tu sau să, în sfârșit, să înțelegi trăind anumite Să lucruri. trăim, Da, ca să da, trăim, da. noi Deci, trebuie să. da. Ok, pot să Da. răspund? Ei, dacă se poate, dacă nu rămâne Da, pentru altă dată. dar ea a În răspuns deja. încercare. Ea a Da, răspuns da, da. deja, am răspuns deja la întrebarea asta. Mulțumesc, Nu o mulțumesc. să intru în profund să spun exact, deci eu mă limitez, Dane, te salut și Să te rămână și salut. eu vă Ne salut și mă cunoaștem. bucur să ne revedem. Am răspuns deja la întrebarea asta. Eu mă limitez să vorbesc despre conștiință. Undeva la modulul 4, eu am o informație, mi-o țin acolo pentru cine o să, care o înțeles deja toate etapele și o să ajungem să înțelegem ce înseamnă exact conștiința. Vorbind despre conștiință, eu am spus ca să noi suntem subconștiințe, de-aia avem scânteia divină, care ne-am desprins de undeva și am venit să facem experiențe în 3D, în dualitate, în separare. Ca noi să putem să fim conștiință, avem nevoie să învățăm separarea. Ceea ce învățăm noi aici, zicem, vezi cum ai judecat, dacă îmi permiți, că sunt experiențe de nivel jos. Nu, sunt Da, doar cumva. experiențe. Toate experiențele pe care le facem noi sunt exemple de separare. Exemple de separare. Noi avem nevoie. Deci, acum am spus, umanitatea trăiește în a doua ceacră. Umanitatea. Noi am ales să venim aici, să trăim experiențele astea, ca să ajungem să evoluăm cum a evoluat Isus, da? Isus era în a șaptea ceacră. El a înțeles că este un tot. Pentru că el și-a făcut deja, eu mai rămas 33 de ani, el și-a făcut deja toate etapele. O trăit conștientizările de pe prima, de pe a doua, a treia, a patra, a cincea, o ajuns la șaptea și a zis, eu sunt tatăl meu, eu sunt una cu tatăl meu. Da. Pentru că el avea dreptul să spună, eu sunt, eu sunt, nu toată lumea. Noi nu putem să Da, spunem, eu da. sunt. Noi care suntem în a doua ceacră, noi nu de aici. Noi deja am depășit, noi persoanele care ne-am trezit spiritual, nu mai suntem în a doua ceacră. Majoritatea sunt treziți spiritual, 28%, poate acum un pic mai mult, ca și procent dintre noi, nu? Pe planetă. Atunci vorbim de un procent destul de micuț, restul stă în a doua ceacră. Ce face era vărsătorului acum? Ne urcă către chakra inimii, către spiritualitate. Cum poți? Ce înseamnă spiritualitate? Înseamnă că eu mă aduc contribuția, înseamnă că eu mă dedic cui? Mă dedic semenilor mei. Cum? A patra chakra, inima. Noi acum suntem într-o tranziție de la a doua chakra, sex și alte lucruri, la autostimă. Eu mă iubesc pe mine, nu? Iubirea de sine o găsim că acum eu știu că tu mă înțelegi, știu că mă înțelegi, că te cunosc. Ajungem la a treia chakra. E foarte multă lume, nu are puterea să facă anumite lucruri sau să ia decizii pentru că nu depășește a treia ceacră ca să se iubească, ca să înțeleagă că merită, că merită. După aia ne deschidem ceacra inimii ca să putem să dăruim celorlalți. Dar ca să ajungem, repet, la conștientizarea de a șaptea ceacră, eu sunt totul, eu sunt una cu Tatăl, aia e conștientizarea de a șaptea ceacră. Înțelegi? Deci Da, conștiința face experiența de-aia se separării. spunea că Iisus este fără de păcat, pentru că era în directă intimitate permanentă cu Tatăl Cel. Sigur că da. Sigur, Deci, asta înseamnă că e fără de păcat. Sunt în permanentă eu am spus intimitate acum, cu Tatăl meu. noi nu Da. suntem, noi nu facem parte din univers, noi Da, da. suntem. Că Dar ca mi-aduc să aminte ajungem. și expresia Sfântului Apostol Filip, care
i-a spus la cina cea de taină sau nu știu unde, zice, domnule, dar zice, da, arată-ne și nouă pe tatăl sau așa, că dacă ne-l arăți, nouă ne va fi de ajuns, îi spunea lui Isus. Și Isus i-a zis, păi, Filipe, ești atâta timp cu mine și n-ai înțeles că eu și tatăl una sunt, adică sunt niște aspecte foarte, dar însă încă și noi Deci, ar da. fi frumos, uite, dacă noi ne Da. predispunem sau dacă ne dăm voie, eu am putut să trăiesc starea de conștiință. Da. Deci, vezi tot în jurul tău și ești, în același timp, tu ești totul. Eu eram undeva pluteam deasupra, vedeam, eram aici undeva în 3D, adică vedeam culorile, dealuri și păduri, eu eram un punct, eu nu eram, nu aveam corpul ăsta. Deci, a fi conștiință, nu știu, Da, ar trebui dar e o să stare care a trăim trăit-o, o nu? E o stare, stare să trăim sau o mai stare mult decât o odată. stare? E mai mult decât o Da. stare? Pentru că Poftim? eu am mai notat aici ceva, dar n-am mai avut timp să mai... Că aici ați spus dumneavoastră, Întreabă-mă în privat. ați vorbit Cum de să... vină și aici poate să zică cineva că sunt vinovat de ceva și eu să-l cred și să trăiesc asta, sau să trăiesc eu un eveniment și să-mi iau vina de acolo. Și întrebarea era, bă, dar la cine? Cine se raportează starea asta de vină? La cine raportează? Sufletul meu e observatorul și îmi spune, bă, ești vinovat, frate. Sau Nu, conștiința mea, sau... nu, 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 aici e. nu. Da. Eu când am vorbit despre vină, am vorbit Da. automat despre manipulare. Da, Manipularea da, se face doar da. minții noastre. Da. Tot ce, doar mintea, deci tu știi că noi în tabere, că tu ai fost, tu știi Da. că am învățat cum identificăm dacă e minciună sau adevăr, ascultându-ne corpul. Eu cred că tu erai acolo măcar o Da, 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 dată. da. Știu, știu Cum ce ați facem zis. noi să întrebăm corpul dacă mintea ne minte sau nu? Noi nu ne dăm seama, noi ne identificăm cu multe lucruri din care noi le credem că suntem acele lucruri, dar uite, avem corpul care ne avertizează, ne pulsează, ne înțeapă, ne spune. E foarte frumoasă tehnica prin care noi știm dacă suntem manipulați sau nu, dacă mintea ne minte sau nu, dacă suntem în identificare sau nu. Noi avem instrumentele toate. Le avem. Eu i-am pus, nu știu acum dacă tu ai fost în tabere, am făcut odată la un nivelul 2, am pus doi câte doi față în față și am zis, măi, vă învăț cum să învățați tehnica asta, să vă ascultați corpul. Eu nu m-am dus să predau ceva și să țin pentru mine sau să dau jumătate adevărul. I-am pus față în față și am zis, uite, vă învăț, testați pe voi, testați, mergeți și ajutați-vă semenii. Tot timpul eu tot ce am zis, le-am spus să ia informația Da. cu care N-am rezonează. ajuns la modulul 2 să-l fac. Vroiam să-l Nu ai fac, fost. dar uite că sunt cam ocupat, că și acum sunt la servici, în sfârșit. Dacă Ok. prind, sigur, dacă mi se aliniază planetele, vin și-l fac. Acum s-au aliniat planetele, duminica trecută. Da. Dăm timp înapoi. Da. Ok, Și că de asta bine. ziceam că trăim o stare, dar starea, la rândul ei, odată ce am permis să o trăiesc, vine și îmi schimbă chimia în mine. Schimbă chimia și Schimbă creează, genele. Schimbă genele schimbă și chimia și încă atunci eu noi vreau să scap de starea aia și cum fac? Nu e, înseamnă că e un proces destul de serios, nu? totul pleacă Apropo de de la o programare. cauză. Da, Mergem da. pe fir până la cauză. Adică eu trebuie să destructurez ceva, nu, am conștientizat o vină, o ceva și acum trebuie să o destructurez. Bă, nu e chiar Destructurarea așa. se face la Că, emoțiile depozitate în da, subconștient. Noi ceea da. ce putem identifica la nivel conștient și rezolva e un lucru. Destructurarea se face cumva. Eu mi-am făcut destructurare, dar acolo te iau coșmarurile, că tu te întâlnești cu niște emoții care au formă, tu le-ai dat forma emoțiilor și atunci trebuie să fii curajos ca să-ți dorești destructurarea. Destructurarea nu-i simplă. E un lucru foarte complex. Mie mi s-a întâmplat la după al treilea nivel Reiki, în care maestra mea spunea, tu știi în ce te bagi, nu știu dacă să fie binevenit orice ar fi. Nu vrei să știi ce coșmaruri, cândva am povestit despre ele, cum îți apar în față emoțiile sub formă de persoane, în fine, pe care noi le-am creat, au diferite forme. Mulțumesc, Da, Daniel! mulțumesc eu foarte mult. Mulțumim! Mulțumesc și îmi cer iertare că Urmărim! am prelungit prea mult. Nu, poți să-mi Dar spui e peste frumos, da. ceva dacă vrei. Mulțumesc, mulțumesc, Dacă ai mulțumesc. întrebări, povestim odată. Că văd că și Da. așa lucrez mult. Să rămână. Seară faină! Ca O și zi voi, și voi frumoasă! lucrați mult.
Da. Nu ce v-am făcut astăzi. Ai răspuns la niște întrebări. Și că, uite, Nadia, un ultim lucru înainte să încheiem. Noi credem că munca e doar fizică, știi? Și acolo suntem în eroare. Eu am lucrat, mult am lucrat în viața mea fizic, mai ales pentru că sunt patru și în altă viață am stat pe spatele cuiva și acum trebuia să lucrez cât pentru doi, am lucrat cât pentru doi, cât pentru trei, cât vrei tu. Și când am ajuns și când începe să ne scormonească sufletelul să intri pe misiunea ta, îți dai seama că undeva greșești și nu mai știi unde greșești. Și eu sunt un patru cu destin patru. Tu îți dai seama că eu am destinul patru munca și am zis, măi, acum, cum sunt oameni să mai lucrez? Eu fizic, în prima parte a vieții am lucrat fizic. Cum pot eu să lucrez până la, ca să pot să-mi fac un destin muncă? Când am făcut numerologie, am înțeles că munca poate să fie, noi astăzi am muncit, Da, chiar dacă da. Daniel nu a văzut, Cred că munca au poate să văzut, fie totuși. de mai multe feluri. Și atunci când eu mi-am dat seama că pot să muncesc, da, patru, eu am încercat să ies din pătrățelul lui patru, am ieșit destul de mult din pătrățelul lui patru, pentru că eu nu sunt patru curat, eu sunt 13, sunt eu și creatorul. Deja e un patru altfel și am putut să mă joc un pic. Patru precis te bagă în regulile lui patru ca să răspund la întrebare. Deci când eu am înțeles că munca poate să fie și altfel, eu atunci am intrat și pe destinul meu. La mine s-a întâmplat cel mai frumos lucru că îmi coincide destinul cu misiunea. Eu fac misiunea acum cu voi, eu pot să vă mulțumesc infinit. Dar pentru că ați fost aici și ați participat, pentru că toată munca și trezirea și evoluția se face doar împreună cu alte persoane și vă mulțumesc că ați participat. Deci eu am intrat pe misiunea mea și am intrat și pe destinul meu. Eu muncesc și îmi fac și misiunea. Înțelegi? Eu sunt, cum să zic, un caz fericit. Da. Mulțumim. Toți suntem binecuvântați, nu doar eu sunt binecuvântată, am citit un comentariu, toți suntem deja, dar nu vedem. Și ieșiți din ideea cu moartea, ieșiți afară, că vă pierdeți timpul acolo, vă învârtiți ca într-o oală, ca și cu mixerul vă învârte pe cei care vi-e frică de moarte. Ieșiți afară de acolo și vedeți mai larg, vedeți ce aveți de rezolvat, vedeți ce trebuie făcut. Ce trebuie făcut în viața asta? Nu stăm aici să așteptăm o moarte care nici nu mai contează. Adică doar plecăm undeva. Da. Mulțumesc, Ileana, încă o dată. Acele persoane, da, care vor să vorbească cu ea, să te contacteze în privat și răspunzi în timpul tău, că știu că ești foarte ocupată. Toată lumea știe că sunt Corect. foarte ocupată. Eu n-am înțeles de unde știe toată lumea că sunt ocupată. Da, sunt ocupată, dar în același timp îmi găsesc timp pentru fiecare. Am reușit acum să mă organizez să răspund la fiecare în timpii mei, dar n-am lăsat pe din afară. Super. Deci poate să te sune oricând să încerce, da, să te sune Bine persoana. să nu mă spune niciodată, să-mi Evident. scrie de A, să nu mesaj. te sune, să scrie. Am Ok. telefonul silențios, doar Bine. mesaj și Așa. fixăm în timpii. Da. Și ei Am nu răspund înțeles. că n-au telefonul. Dacă aș răspunde, dacă l-aș lăsa, ar trebui să fug. Eu vă salut și vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc tuturor. Să ne vedem cu bine. O să anunțăm următoarea întâlnire, subiectul și când va fi. O zi frumoasă în continuare. Zi frumoasă, Mulțumim toate. și noi, seară. Mulțumim, minunate. Seară bună. Cu Mulțumim, drag, toate cele cu bune drag. tuturor.